Consiliul Local. Vă spun că avem onoarea să-l avem prezent astăzi alături de noi pe sportivele de la Știința Bacău, campioanele noastre, locul 3 din România. Vă rog din suflet să-l aplaudăm. Mulțumim foarte mult pentru aprecierile, pentru aprecierea. Așa cum spunea domnul primar, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că a prezentat apreciație prin aplauzele pe care le-am auzit. Eforturile acestei echipe, care 99% este alcătuită din jucătoare românce. Având în fața noastră ridicate pe locul 1 și 2 echipe care sunt alcătuite 99% numai din stadion. Vă mulțumim încă o dată. Domnul Grapă Florin, care este mentorul acestei echipe și antrenorul principal, are o problemă personală și vă roagă foarte mult să scuzați că nu este alături de noastră. Așa cum știți, timp de două zile se desfășoară la Bacău finala Cupei României, finala în care sunt prezente primele patru echipe, așa cum au terminat în clasament CSMS, Iași, TVCR, CSM București, Brașov, Târgoviște și Bacău. Vrem să vă invităm și suntem onorați dacă ați participa, dacă nu puteți, măcar gândul să fie de partea noastră și vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Vă rog să-mi scuzați emoțiile. Este pentru prima dată când particip la o asemenea adunare în care arătați foarte bine, așa vrem și noi să arătăm de seară în urma meciului cu CSM București. Mulțumim! Thank you.
22 din 2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea companiei naționale de căi ferate CFR SA în domeniul public al municipiului Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude legală către Delgaz Grid de SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului de suprafață total 83 metri pătrați aflată în incinta Spitalului Pneumo din Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii din licitație publică în condițiile legea 26 de loturi de teren situate în Bacău, parcul Cancifon din domeniul public al municipiului Bacău. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizată sau prestată utilizatorilor casnici și utilizatorilor non-casnici. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului din suprafață de 65,83 metri pătrați situat în PT numărul 20 din Bacău, strada Alea Constantului. 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 20.17.30 din 09.06.1998. 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 68.71.7 din 05.03.2018. 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 11.048 din 2005. 29. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 73.12 din 2001. 30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 19.87.3 din 1997. 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 69.399 din 2013. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construirea imobilii, locuințe colective, spații comerciale, parter, strada Ștefan cel Mare, numărul 24D. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construcție plan bloc de locuințe cu spații comerț, servicii, în strada Costache Negri, numărul 31. 34. Diverse. Raportul Camerei de Conturi, numărul 476/1. Din 2018, raportul Camerei de Conturi, numărul 48-9, din 1-19-4-2018, raportul Camerei de Conturi, 48-7-1, din 19-4-2018. Peste ordinea de zi, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, domnului Răducanu Ion. 34B. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică în domeniu în condițiile legii a suprafeței de 187 de metri pătrați situată în strada Decepa numărul 60. 34C. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Secretarilor de Municipii din România în vederea organizării ședinței extraordinare care va avea loc în perioada 10-11 mai 2018. De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, voi retrage de pe ordinea de zi și, evident, și cu acordul inițiatorului. Proiectul 34C, proiectul 21, proiectul 12, proiectul 34B și 12. Pentru completarea unor probleme de natură juridică și soluționarea acestora, de asemenea, cu aprobarea dumneavoastră, vă propun aducerea proiectului 23 pe ordinea de zi, la ordinea de zi la punctul 3, iar 24A la punctul 2. Să punem la vot ordinea de zi modificările propuse. Da, domnul Ghiuș. Mulțumesc. Aș mai avea și eu o propunere, dacă se poate. Să aducem proiectul 22, având în vedere faptul că este de un foarte mare interes public, să-l aducem tot așa cât mai
sus pe ordinea de zi. Pentru că sunt cetățeni în sală care au venit exact pentru această problemă. Astăzi aici. Este proiectul referitor la închirierea suprafeț, la închirierea parcului Cancelor. Deci, supunem modificarea propusă de domnul primar și pe urmă supun și la dumneavoastră. Supunem la vot modificările aduse de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi au fost aprobate modificările propuse de domnul primar la ordinea de zi. Supunem la vot și propunerea făcută de domnul Pingheș pentru aducerea punctului 22, da, am spus. Mai cam la ce punct ați dorit dumneavoastră? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Poate fi punctul 3. 3 ocupat, asta. Dacă erați atent la propunerile aprobate deja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, asta am ocupat. De asta. Ok, 7. Bine. Cine este pentru propunerea domnului de la 22 să vină la punctul 7? Cred că nu votați. Avem două voturi pentru. 3. 4 voturi. 5 voturi pentru. Este 6 voturi pentru. Este cineva împotrivă? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 6 voturi pentru, diferența împotrivă, modificarea propusă dumneavoastră nu a fost aprobată. Supunem la vot ordinea de zi cu modificările deja aprobate. Cine și respinge totodată? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghingheș se abține. Ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi și o abținere. Întrebăm domnul consilier dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Domnul Luca, vă rog frumos. Da, referitor la proiectele de pe ordinea de zi numărul 10 și numărul 25, nu pot participa la luarea unei decizii, deoarece suntem în consiliul de administrație respectiv. Am înțeles. Domnul Bârzu, vă rog frumos. Prin votul colegilor din Comisia Locală am fost desemnat în anul la Termo Energie și consultându-mă cu dumneavoastră, domnul secretar, a spus că nu vor vota, pot participa la dezbatere, la proiectele 14, 15, 16 și 23. Care proiecte? 14, 15, 16 și 23. Și 23. Motivul? Am menționat membru la Termo. Am înțeles. Am înțeles. Deci 14, 15, 16 și 23, da? La proiectul de hotărâre numărul 8 nu voi participa la vot, având în vedere faptul că mă aflu în raportul contractual de muncă cu Universitatea Vasile Alexandrei din Baca. Mulțumesc. Mai sunt alte probleme? Nu mai sunt, dacă nu mai sunt, s-a consemnat, da? Dau cuvântul domnului președinte. Domnul și domnul consilier, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Cu 15 voturi exprimate, a fost aprobat modalitatea de vot. Supun discuției punctul numărul 1 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, profesorul Silviu Șalcău. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a conferi titlul de cetățean de onoare domnului profesor Silviu Șalcău. Documentația ați avut-o la mapă. Domnul profesor este unul dintre promotorii mișcării sportive din municipiul Bacău, un creator de campioni, am putea spune, un antrenor, dar și un profesor. Consider oportun acest titlu și mi se pare justificat, având în vedere întreaga carieră pe care a avut-o domnul profesor și toate meritele sale, într-un fel sau altul, s-au răspuns bine asupra municipiului Bacău. Având în vedere aceste elemente, rog Consiliul Local să-și exprime un vot favorabil. Invit pe domnul secretar să fie avizul. Există avizul. Domnul Fantază. Favorabil. Domnul Șoara Vizitiu. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil.
Raportul este 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de votare. Mulțumesc rezultatul votului la proiectul numărul 1. 15 prezenți, 15 au votat. Articole 1, 2, 3, 4, 5 au primit fiecare câte 15 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi bune.
microfon. Bună ziua, onorat prezidiu, bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați membri ai Consiliului, Consiliului Municipal Bacău, bună ziua invitațiilor la această ședință. E un moment delicat pentru mine, având în vedere faptul că sunt la apogeu de carieră, dar în același timp sunt foarte bucuros pentru că mi-a acordat recunoștința pentru munca, pentru activitatea pe care am depus-o în cadrul comunității bacoane. Vreau să vă spun că nu a fost ușor, dar în sport trebuie întotdeauna să ai curaj, să încerci. Am încercat, uneori am reușit, uneori mai puțin, dar despre activitatea mea probabil unii mai știu, ați mai auzit. Eu sunt mulțumit pentru ceea ce am făcut, aceea și în continuare să-mi desfășor activitatea în cadrul clubului primăriei, CSM Bacău, club tânăr, cu talente, cu sportivi, talentați, conducerea este la fel tânără și preocupată de activitatea sportivă. Clubul, am văzut, are la bază principii foarte sănătoase, promovarea copiilor, a talentelor din cadrul comunității, un lucru foarte important în sport. Conducerea clubului este transparentă, la tot ce se face, la tot ce inițiem să facem în cadrul activităților sportive. Domnul director Gabriliu Adrian se implică total. Conducerea clubului, deocamdată, spun că rezultatele sunt bune, având în vedere faptul că e un club tânăr. Ca și profesor în cadrul Universității Vasile Alexandrii și prodecan al Facultății Mișcării Sportului și Sănătății, vreau să mulțumesc domnului primar, domnilor din cadrul Consiliului Municipal Bacău pentru sprijinul acordat în toate activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul anilor în cadrul Universității, inclusiv anul sportiv european care s-a desfășurat și în care am participat cu toții, inclusiv studențe din cadrul Universității Vasile Alexandrii. Pentru toate acestea, eu vă mulțumesc în suflet pentru recunoștința, pentru încrederea pe care mi s-a acordat-o și să dea Dumnezeu să fim pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Pe care a avut-o, un plus de valoare întregii comunități.
numărul unităților comerciale pe care le-a înființat, pe care le-a susținut, pe care le-a condus, au reprezentat pentru comunitatea noastră un pas înainte și un plus de valoare. Consider că acordarea acestui titlu este o stare de normalitate și fac această propunere nu înainte de a vă prezenta faptul că cel care a venit cu această idee, și mă bucur că a făcut acest lucru, este domnul viceprimar Constantin Scriboț. Având în vedere aceste elemente, precum și documentele existente la mapa dumneavoastră, vă propun să votați în favoarea conferirii titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău domnului Răducanu Ion. Înainte de a prezenta vizitul de legalitate, am deosebită plăcere să spunem să anunț prezența în sala domnului Fecher, astfel încât avem 16 consilieri a fac această precizare pentru vot. Există aviz de legalitate, favorabil din partea serviciului juridic. Domnul Vizitiu? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre de adesă? Dacă nu, se trece la procedura de posibilă. Perseverență, munca asiduă, pregătirea profesională continuă
și o viziune modernă asupra viitorului industriei de profil au contribuit la realizarea unor performanțe de nivel înalt de către societatea Pampac, Iesa Bacău. Și acum este de notorietate pentru cetățenii județului Bacău că atunci când spui Pampac, spui Răducan Ion. Domnul Răducan Ion și-a continuat activitatea profesională și științifică prin absolvirea cursurilor postuniversitare ale Facultății Tehnico-Economice din cadrul Institutului Politehnic București între anii 1968-69, cu titlul de inginer economist și ale Academiei de Științe Manageriale 1973-1975, cu titlul de licențiat în management. A participat la diferite cursuri de specializare în țară și străinătate, respectiv management general, management tehnic, economic și comercial, organizate de Institutul Român de Management din București între anii 1944-1995 și de organisme internaționale. A participat de asemenea la conferințe și congrese internaționale, dintre care amintesc. Participarea la Congresul Industriei Alimentare din Los Angeles, SUA, între anii 78 și 1980. Participarea la Congresul Moralilor în Anglia, Londra, 1980. Participarea la Congresul Francofort din Republica Benin, 1981. Participarea la Congresul Pâinii, Paris, Franța, 1992. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor World Trade Center, Osaka, Japonia, 1999. A publicat în revistele de specialitate editate de organizații consacrate numeroase articole și lucrări care au trezit interes în lumea științifică și a afacerilor de profil. Cu ocazia diverselor reuniuni naționale și internaționale cu Radiocom Viața Economică Socială a Țării, a susținut lucrări cu valoare atât științifică cât și practică. Amintesc. Calitatea făinii, a pâinii, a aditivilor și a vitaminelor, organizate de RomPan și Organizația Internațională a Moralei și Fructarilor, București, 1997. Tehnologii moderne în industria alimentară, organizată de ICICA, București, 1998. Progrese tehnice, tehnologice și științifice în industria de modelit și panificație, organizată de Asociația Specialiștilor din industria de modelit și panificație din România și RomPan în anul 1999. Tehnologii moderne în industria de paste făinoase, Padova, Italia, 2000. Dintre realizările profesionale importante de referință ale domnului Răducan Ion, evidențiez construirea și punerea în funcțiune a 115 fabrici din diverse domenii industriale, autor a 19 invenții și inovații cu o largă aplicativitate tehnică. Modernizarea industriei de modelit, panificație și paste făinoase prin introducerea în premieră a transportului pneumatic în urme de grâu, introducerea în premieră a tehnologiilor turbotermatice pentru fabricarea pastelor făinoase, introducerea tehnologiilor moderne de fabricare a pâinii și brevetarea obținerii amelioratorilor complexi pentru panificație, construirea complexelor de modelit panificație din Bacău, Onești și în special a societății comerciale Ambac de la Bacău. Ca o recunoaștere a activității profesionale deosebite și a celei pe plan social, i-au fost încredințate funcții în diverse organizații și organisme. Vicepreședinte al Patronatului Român din Industria de Modelit Panificație și Produse Făinoase RomPan. Vicepreședinte al Consiliului Național Uniunea Generală a Industriașilor din România, 1903. Vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Bacău. Președinte al Federației Patronale Bacău. Președinte al Patronatului Moralilor și Plutarilor din Județul Bacău, ASMOPAC. Președinte al Patronatului Producătorilor din Industria Alimentară din Județul Bacău. Membru fondator al Patronatului Importatorilor și Exportatorilor din Județul Bacău. Membru de onoare al Camerei de Comerț și Industrie Bacău. Consilier municipal și județean, câte un mandat, și nu în ultimul rând, președinte al clubului Lions Club Moldova Bacău. Dovezi ale recunoașterii rezultatelor remarcabile sau numeroasele distincții obținute de-a lungul carierei, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Dintre acestea menționez premiul special pentru calitatea produselor, Spania 1997. Premiul întâi obținut la a doua ediție a premiilor internaționale pentru cea mai bună marcă comercială, The Best Trade Name, Roma, Italia, 1997.
Locul 1 pentru investiții obținută a salonul creației tehnice Băcăoane Ecotec, organizat de Camera de Comerț și Industrie Bacău în 1998. Diploma de excelență pentru prezenta topul național al filmului de an, 3 ani consecutivi, între anii 94 și 96, acordate de Camera de Comerț și Industrie a României. Aceeași diplomă pentru anii 97-90, acordate tot de Camera de Comerț și Industrie a României. Medalia de argint, obținută pentru modul de prezentare și calitatea produselor acordate firmei, Pampac de Sat, la Târgul Internațional Pico București 2000. Locul întâi în topul firmelor de spesul Bacău, acordat firmei Pampac între anii 1994 și 2008, de către Camera de Comerț și Industrie Bacău, și nu în ultimul rând, diploma de excelență pentru întreaga activitate acordată de Camera de Comerț și Industrie Bacău în 2008 și în acest fel, domnul Ion face parte din grupul, din sfatul bătrânilor comunității de afaceri Băcăoane. De asemenea, sunt de menționat generozitatea și sprijinul acordat de domnia sa, ONG-urilor cu activitate în domeniul social și umanitar și persoanelor fizice, atât în calitatea domniei sale de președinte al Pampac Bacău, cât și de președinte al Lions Club Moldova Bacău, contribuind astfel la alinarea suferințelor multor persoane din Bacău și nu numai. Ținând seama de laudațiul prezentat, țin să aduc mulțumirile comunității de afaceri domnului Ion Răducan, adevărat senior al managementului Băcăoane, personalitate recunoscută a comunității de afaceri Băcăoane și sunt onorat să supun dumneavoastră în completarea propunerii făcută de domnul primar pentru acordarea de către Consiliul Local a titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău. Vă mulțumesc! Țin să vă mulțumesc foarte mult. Îmi faceți emoție acum aproape de 80 de ani. Emoția am avut toată viața. N-am scăpat încă, dar poate scap. Trebuie să vă spun că faceți o surpriză deosebită pentru care vă mulțumesc dumneavoastră Consiliul Local, colegilor și prietenilor cu care am muncit 46 de ani. Mulțumesc primarului municipiului Bacău, mulțumesc domnului viceprimar Scripăț, cu care am lucrat și în Consiliul Local
mai de mult, acum vreo 16 ani. Mulțumesc și membrilor prezidiului. Sigur că e greu să faci un bilanț sau unui munci de viață și trebuie să te abții, mai ales că nu mai poți. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să faceți tot ce puteți dumneavoastră pentru oameni. Vă mulțumesc! Care
va naște foarte multe discuții și a născut deja și foarte multe discuții, dar suntem cu toții conștienți că dacă nu facem treaba aceasta cu majorarea a prețurilor, atunci noi trebuie să identificăm și dumneavoastră ce vrem să facem cu serviciul public de demobicare. Dacă mergem în continuare cu el sau dacă nu, o să închide. Am făcut o solicitare la dumneavoastră și ați acceptat-o. Și vă mulțumesc pentru aceasta. Vă rog, domnul director, să spuneți ce înseamnă dacă se închide. Să înțelegem toți repercursiunile. Dacă se închide termenul energiei, în afară faptul că eu voi avea mai probleme, dar dumneavoastră veți avea și mai mari probleme, în sensul că penalitățile ce sunt izolate din contractul de finanțare o să fie plătite de comunitatea locală. Adică ce sume? Adică undeva la 360 de milioane de lei, 85 de milioane de euro. Deci o sumă colosală care, nu știu, nu-i treaba mea asta. Eu doar vreau să vă explic că nu dau detalii tehnice neapărat, ci vreau să se fac să înțeleagă, în afară faptul că noi facem eforturi și vă spun și dumneavoastră pe discuții, indicatorul de plăți restante astăzi, la termenul energiei, este zero. Deci asta e un lucru care ne bucură și trebuie să vă bucure de treaba asta. Doi la mână. Cer scuze, domnul director, vă întrerup, dar e bine să punctăm. Pe data de 23 iunie 2016, în momentul în care am preluat mandatul de primar și dumneavoastră mandatele de consilier local, datoriile la case, la furnizorii de gaze pe care le avea termoenergie erau peste 20 de milioane de lei. În februarie, din februarie 2018, sunt zero. Așa este. Am reușit să achităm zilele astăzi și pe 30 achităm final partea de gaz. Deci e un păcaj bun, zic eu, părerea mea, facem eforturi pentru treaba asta. Mai mult, dar e normal să vă spun și ce avem de gând să facem în contract pentru eficientizarea activității. Nu știu în mod o prioritate numărul în care și dumneavoastră ați achesat la ea și vă mulțumesc pentru asta că ați aprobat uzul și serviciul de apentru de gaz. În sensul de țeava de gaz care eu vreau să fie și moment zero, care e din februarie încoace, dar nu pot să nu mă refer la trecut. Să faci o casă și să n-ai un drum să ajungi la ea, degeaba a făcut casă. Deci a făcut un ciclu mix, dar care nu avanța legal. Dar asta e situația, mergem în continuare, trebuie să luptăm. Și acum mergem a tehnic, mă refer un pic, în sensul că folosim un compresor de la cealaltă turbină, pentru această turbină. Când vom avea și sperăm undeva prin septembrie sau octombrie și cu sprijinul dumneavoastră, țeava de gaz, de 6 bani, asta o să însemne o funcționare în comun a ambelor centrale și cu gaz și ciclu mixt, însemnând undeva un venit anual suplimentar de 5-6 milioane de lei. Pe lângă aceasta, nu știu dacă se vede și în oraș, încercăm să lucrăm la solicitări cât se poate. Sunt probleme și interne, știu, sunt probleme interne, lucrez pe ele și restructurarea eventual e dureroasă, dar asta e problema mea ca manager. Îmi permiteți o secundă, domnul director, am să vă rog, am să vă pun o întrebare, exact în sensul de a se înțelege mai bine, pentru că ați fost într-adevăr un pic tehnic. Necesitatea acestei conducte de 6 bari înseamnă, de fapt, o cantitate mai mare de gaz metan care intră în dispozitivele care, practic, generează curent electric. În momentul în care avem o cantitate mai mare de gaz, asta înseamnă că vom putea produce mai mult curent electric. Dacă vom putea produce mai mult curent electric, vom vinde mai mult. Da. În momentul de față, să-mi spuneți dacă greșesc sau nu, cred că principal șansa pe care o are termenul energie este vânzarea de curent electric de piața de echilibrare, sper eu, într-un viitor cât mai apropiat, la valori cât mai mari. Nu este întâmplătoare această investiție și acest procedeu. Așa este.
continuare la ce spunea și domnul primar, la punctul următor, 14-15, este și o garanție care reprezintă, de fapt, garanția care o dă municipalitatea pentru intrarea pe piața intraday. Nu ascund faptul că o zi, două ore de mobilă, cum a fost anul acesta, înseamnă o pierdere de 76.000 lei pe zi la noi. Numai pentru faptul că nu s-au făcut demersurile anterior, nu contează cine și de ce, de a eficientiza întreaga activitate și pe energie electrică. Anul 2018 e un an foarte complicat, un an foarte greu. Niciodată nu mi-a plăcut să mă refer la trecut, ci doar la prezent. Ideea este faptul că, din punct de vedere tehnic, este inizolizată o centrală, e la București în reparație. Din punct de vedere al cheltuielor cu energia electrică, am apucat astăzi, ieri, ultima zi, în care o creanță de anul trecut, energia electrică s-a achitat. Deci vin din spate foarte, foarte multe treburi care încerc să le rezolv și să urmizez. Ne mai vorbim de faptul că pe partea de energie electrică la PSU am întâmplat o crescut de 260 de la megawatt și anul ăsta de 136. La bonus 201, anul ăsta 135. Veniturile au scăzut semnificativ. Concomitent cu reducerea veniturilor, partea de cheltuială, ce înseamnă la combustibil, la gaz. Factura de gaz pe lună de iarnă, știți, probabil, este de 10.210.500 de lei pe lună. Și este o sumă considerabilă. La tarife. La tarife, mergând pe la ce a spus și domnul primar, dacă ar fi să ne raportăm la contractul de finanțare chiar în 2010, astăzi ar fi trebuit să supunem la cot 252,5 lei. Și nu 181,59. Vreau să vă spun că când umplești Martin și o să vedeți la Iași, la Cluj, la Oradea sau unde vezi dumneavoastră, e pe site-ul PNR-ului, la nivel de 2015, tariful care l-am supus la vot, am alocat să răspundeți la vot, este mult mai mic decât ce practicau Peoria, Clujul, Oradea, în 2015. Deci, la Iași, de exemplu, Peoria, în 2015, arată 65 lei la gigacalorie, cu un preț local aprobat de 532 lei. La Oradea, o situație mai separată, să spun, de faptul că n-au gaz metan și au un consumator foarte mare, la care deci, consumator captiv. Subvenția este de 21 de lei. Dar în același timp, prețul local de facturare la populație este de 246 de lei. Deci, oricum, mult mai mare decât se supune acolo dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, pot să la dispoziție cu o citare de fapt. O singură întrebare, dacă mai permiteți. Vă rog să ne spuneți, domnule director, dacă greșesc sau nu, în primul rând o să fac precizarea că termoenergie consumă circa 10 milioane de euro din bugetul municipiului Bacău în fiecare an. Buget de circa 44 de milioane de euro venituri proprii. Și dă, furnizează agent termic la circa 15.000 de apartamente din aproape 66, peste 60.000 de apartamente. Acestea sunt proporțiile acestui proiect și astea sunt realități. Asumările au fost făcute în fața Uniunii Europene, așa? Sigur. Trebuiau respectate de mult. Nu de acum. Pe de altă parte, vă rog din suflet să ne în cheia faptului că ne spuneați că facem toate eforturile și aici și dumneavoastră și Guvernul României, dumneavoastră Consiliul Local, dar și Guvernul României, să povestiți un pic de acele închideri în
de sumele care sunt alocate și la ce lucrați în momentul de față. Vă rog. Încă un aspect al eficientizării SACET este cea s-a proașat dumneavoastră, partea de închidere generală, soferă pălnișa. Asta înseamnă un efort bugetar din partea dumneavoastră de undeva la 13 milioane de lei. Care, ce presupune tehnica asta? Ca de exemplu, cum a fost zile de pensământ trecute pe garofiței, de soferă, am avut o spartere într-o parte și a trebuit să o închid întreaga linie cu 620 de consumator. Dacă aveam din închiderea generală, se secționa și dădeam acel tem în partea cealaltă. Deci era un disconfort mult mai mic la populație, o pierdere mai mică la termoenergie și, într-adevăr, închiderea generală, din cadrul noastră, aduce un plus de eficiență undeva la 12%. În partea de gaz, 18-20%, deci încercăm să eficientizăm întreaga activitate. Pe procesul de producție, prețul la gigacaloria la carne este de 197,60 de lei. Deci, diferența este din transport și distribuție. Dacă îmi permiteți, tot în sensul celor spuse de dumneavoastră. Deci discutăm aici de cele trei magistrale principale, da? Agentul termic pleacă de la termoenergie pe trei magistrale principale și apoi prin rețele secundare a cărui obiect a fost proiectul, da? Ajunge la cetățeni. Magistralele sunt din 1973, nu? Și cele mai noi 1996. Iar pierderile sunt undeva la peste 56%, 57%. Sunt foarte mari pierderi. Sofer Fornișa și Republice consumează 31 de km. Da. Iar partea de distribuție, 430 km. Se trece și dimensiunea tot ce înseamnă și km. Vreau să mai precizez, să-mi spuneți dacă este corect, din suma amintită de dumneavoastră, la aceste închideri minerare, vreau să precizez faptul că 70% din bani vin de la guvernul. Așa este și 30%. Așa este. Da, așa este. Da. Deci, asta am pus să spun că la carte noi producem cu 197,60 de lei, iar pe restul, până la ce am solicitat din metodologia de calcul aprobată de ANR, până la 455, reprezintă partea de pierdere de la carte încoace, în transport și distribuție. Nemaipul e faptul că s-au pornit de investiții pe două puncte termice ca să le transformăm în module termice care, sincer vă spun, nu văd rezultate la mic, la termenicit, în sensul de reducere a pierderilor, astfel încât să se justifice investiția făcută. Țin aproape cu firmele antreprenoare care, da, cu șanță, mă rog, mai mă rog, altfel de întrebări sau la dispoziție, în tariful respectiv, intră doar partea de pierdere tehnologică, atenție, deci nu e pierderea reală, aprobată de ANR în bilanțul termoenergetic, însemnând 19,6% la transport și 16,7% la distribuție. Pierderile reale sunt de genul restul, suportăm. De asta toată iarna am încercat din februarie încoace, ce puțin de când sunt eu, să mențin SACET-ul în funcțiune, cu riscurile care sunt pe parte de indicatori financiari. Adaosul orar a fost de în medie de 125 de tone pe oră. Doamna Dumnezeu. Bună ziua, profit de ocazie că sunt aici și sunteți aici. Am o rugăminte mai mult către dumneavoastră, pe care și dumneavoastră s-a adresat celor din subordine. După o intervenție care o faceți la o avarie, am o rugăminte să încercați, îi rugați pe colegii dumneavoastră să încerce să, ca și reparația să fie făcută în proporție de 100%, în sensul readucerii carosabilului sau a trotuarului la starea inițială. Sunt situații în care intervenția în sine sau avaria este rapid
rezolvată, dar partea de reparație lasă uneori de dorit. Eu știu că dumneavoastră nu sunteți direct vinovat, pentru că nu aveți cum să monitorizați curată cu apă, dar vă rog frumos, rugați pe colegii dumneavoastră să reducă, așa putem reduce un pic în disconfortul acestor radare. Mulțumesc! Ce pot să vă spun? Asta sunt două situații. Este genul de garofiței care satunar beton și nu pot. Deci, de exemplu, vorbim de Orizont. În Gorghișa, acolo. S-a reparat, dar nu complet. E un nemermășin. De chiar de partea carosabilă, o zonă cu nisip. Vă garantez să facem eforturi. Sunt convinsă că pe aceea v-am rugat frumos să mulțumesc. Mulțumim. Domnul secretar, avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Fantază? Favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnul Șoara Binevică? Favorabil. Doamna Pintilie? Favorabil. Doamna Breacă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului hotărâri de încălzăm? Domnul director, vă rog. Aș avea o întrebare. Deci prețul final a GEA-calorii de producție, care este? Înțeles. Prețul de producție, costul de producție a GEA-calorii. Costul real. Costul real. Cât este? Costul real. Cât ne costă pe noi? Cât ne costă GEA-calorii? Cât vă costă pe dumneavoastră? Cât ne costă pe noi? Ne costă pe noi? Cât vă costă pe dumneavoastră termoenergie? 532. 532. Și noi votăm astăzi, deci votăm 270.000? Da, 270.000. Vreau să vă întreb și am mai susținut punctul ăsta de vedere și când eram în Consiliul de NACA la CET. Dacă nu ar fi bine ca dumneavoastră, pentru că sunteți și pe o piață liberă, să veniți cu GEA-caloria așa cum este ea, cu acel cost de producție, și noi, OATE Bacău, să intervenim punctual, cum voi de acolo unde este necesar. Pentru că noi acum subvenționăm întregi abonați, da? Toți abonați. Toți beneficiarii primesc 279. Costul cu corect? Subvenția lumea aceeași. Deci, subvenția care consiliul local. Putem, dumneavoastră, puteți livra agent termic cu acel cost de producție și apoi, în funcție de necesitățile sociale, noi să intervenim ca să nu mai primească tot, pentru că sunt discriminări. Sunt persoane care primesc același, în afară de subvenție care o dăm noi, știți foarte bine toamna. Deci, să ajungă exact cu prețul de producție la beneficiar din asta. Asta înseamnă o decizie ca dumneavoastră, asta înseamnă că sunt două variante. Ori subvenția mărită, ori prețul local de fapt. Câți beneficiari? Câți beneficiari aveți din asta? 15.700. 15.000. Considerați că toți 15.000 din acești 15.000 sunt abonați care pot suporta geacoria la prețul real? Nu am dat exact. Eu pot să sunt. Eu pot să nu toți. Poate din 15.000, 5.000 pot suporta. Pentru că este o discriminare între cei care se încălzesc pe gaz, care au centrale termice și cei care se încălzesc la termoenergie. Ar fi bine, vă suntem pe o piață liberă, sunteți o societate comercială, să veniți cu GEA-caloria cu prețul de cost, așa credeți economic, da? Și atunci, unde trebuie intervenit, intervenim. Dar acum primesc toți cei 15.000. Am înțeles ce să spuneți. Eu, activitatea de serviciu public este reglementată de legea 51 și de 120. Legea PV-ului 20/2006, prețul local este unul singur. Iar prețul local de facturare la populație e unul singur. Nu am voie să fac alte prețuri. Am înțeles. Dar noi prin puterea de Consiliul Local putem face acest lucru, ca dumneavoastră vine geacoria cu prețul de cost. Care mi se pare economic, normal. Este o piață a energiei. Și dumneavoastră, și de gaz, și nu mai dau nume, da? A trebuit să fie, totuși, dacă este o piață liberă, să ajungă costul real la ușa cetățeanului. Și acolo unde este nevoie... E atributul dumneavoastră asta, nu e... Da. Da? Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog pe doamnul secretar să vă domnul Fecher s-a întors în sală? Nu s-a întors. Deci avem 15 consilieri. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu abținerea domnului consilier Ghingheș și 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Este votul, domnul secretar. Nu particip la vot. Cer scuze, într-adevăr, uitați-vă dacă mine ne-a luat și vreau la 23, ați venit avem 13 voturi. Supun discuție punctul post 2 al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Nicola să prezinte exprimarea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu aprobarea modificării HCL 62 din 2018, prin care s-a aprobat venitul și programul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău în anul 2018. Documentația este la mapă. Domnul administrator public vă stă la dispoziție pentru detaliile de natură tehnică. Mulțumesc. Domnul secretar, aveți o legătate? Există aviz de legalitate, favorabil din partea serviciului juridic. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnul Șoara Benedică? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Coriană? Aviz favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Înscuțează la proiectul hotărârii la presă. Domnul Dinger? Da, mulțumesc. Domnule administrator public, pentru că a 10-a oară când repet asta la ședințele de Consiliu Local, v-am mai rugat să precizați, în expunerea de motive, exact obiectivele de la care se diminuează fondul. Aici a spus pe capitole că se diminuează, de exemplu, 300.000 de lei de la cultură, recreere și religie. Era dotă locul de joacă, au fost acolo, iar din capitolul 51 de la reabilitare clădirii unități militare. Am înțeles. Scuze pentru aparatul de specialitate, că au uitat. Mulțumim, explicația o dădeam și la comisie, dacă eram invitat, n-am fost dat. Asta vreau să zic și la comisie. Veneam la comisie, când vă rog că să chemați-mă la comisie, că datorită de lucruri mare de lucru, nu pot să vă doresc exact, da? Da, știți de ce mă întreb? La comisie nu participă cetățenii și este bine să le treceți documentele publice, de exemplu, în expunerea de motive. Și cum nu este în expunerea de motive, vă simt nevoit să întreb. Puteți să le transmiteți noastră, domnul Dinteș. Da, dar la comisie trebuie să participe consilieri, care sunt reprezentanți. Da, da. Și dumneavoastră, de ce existiți? Era lipsit. Nu ne s-a lipsit. Dar de ce te spui atacul personal? Era lipsit pentru că am fost la un străin. Pe mobilitate urbană. Am fost la un străin. Am fost de fapt. De ce nu mă fie un atac personal? Doamne ferește. Păi nu, dar de-asta am zis eu că e vina dumneavoastră. Știți prea bine lucrul ăsta, ca să fie științat. Unde a spus că lipsiți? Dumneavoastră ați acuzat că trebuie să afle cetățenii. Dar asta nu scuză aparatul de specialitate să ofere detalii în documentele publice pe care le dar de la aparatul de specialitate oferă la cerere de fiecare cred că este de datoria dumneavoastră să oferiți cetățenilor detalii cu privire la obiectivele de investiții care rămân fără anumit de fond. Și dumneavoastră, așa e normal. Și dumneavoastră aveți posibilitatea ca în momentul în care, tocmai de astfel legiuitorul a prevăzut această colaborare între consilier și aparat, în momentul în care dumneavoastră ne onorați cu prezența la comisii, să puteți să cereți aceste detalii și să comunicați mai departe cetățenilor. Dar este de datoria dumneavoastră să o faceți. Da, nu trebuie să fiu eu face cea dumneavoastră, ci dumneavoastră să spuneți cetățenilor. Dar nu e nevoie să fiți portatul cea noastră. Dumneavoastră sunteți portatul cea celor care v-au ales. Tocmai de asta am întrebat aici. Tocmai de asta am întrebat. Haideți să încheiem discuția, că e penibilă deja. Dar, într-adevăr, mă bucur că vă dați seama de realitate. E penibilă pentru că încercați să justificați o lipsă de transparență absolut. Nu, eu încercam să justific absența dumneavoastră repetată de la comisie. Vă mulțumesc. Care repetată, domnule Copucu? Dar câte comisii? Am la comisie pentru că am fost la un training și știți prea bine. Dar câte comisii? Nu vă spuneați. Trainingul nu este o poziție motivată ca să puteți lipsi de la comisie. Nu vă spuneați. Vreau să fiți consilier local. Ați fost niște cetățeni. Nu să vă duceți la training-uri, ci să îi reprezentați. Unii oameni, cel puțin la vârsta mea, mai și învață, se mai și dezvoltă. Dar în același timp, principala ocupație trebuie să fie reprezentarea cetățenului care a avut încredere în dumneavoastră. Bun. Mă bucur că ați înțeles și sunt sigur că pe viitor veți face tot ce vă stă în putință să vă îndepliniți aceste obligații. Și eu sper să întocmiți documentele așa cum
justificarea sumelor. Să comunic pentru dumneavoastră, colegilor mei, ca pe viitor să facă și acest lucru. Nu puteam să spuneți asta de stat și încheiam discuția. Pentru că eu nu încercam să vă justific. Am pierdut tot pentru dumneavoastră. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu e domnul Pechet? Nu. Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Și domnul Stan, absent? Deci 14 voturi pentru a fost aprobat proiectul. Vă rog frumos, când ieșiți din sala, anunțați. Pentru că fiind implicat în discuții foarte interesante cu câte un consilier local, poate nu sunt atent la aceste detalii. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos! Sunt în discuție cu 3 alunere de zi. În zi pe domnul viceprimar să prezinte supraia de mântură a proiectului de hotărâre. Da, mulțumesc! Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe timpul al anului 2018 al municipiului Bacău. Ați avut material la mapă. Există aviz de legalitate favorabil din partea serviciului juridic? Domnul Chindroș? Aviz favorabil. Domnișoara Vinerică? Favorabil. Doamna Preagnă? Favorabil. Domnul Curiană? Aviz favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Aviz favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă se vă rog. Da, domnul Ghidiu? Mulțumesc. Plăcere. Îmi pare rău, domnule Chindruș, dar tot pe dumneavoastră trebuie să vă interpelez. Să știți că nu vin personal, dar dumneavoastră răspundeți de buget și de execuție bugetară. Astăzi ne aflăm la execuție bugetară pe investiții la 3 milioane din 77 pe care le-ați planificat în buget. Și știți că am avut acea discuție în urmă cu jumătate de an referitoare la publicarea pe site a stadiului investițiilor din buget. Ce se mai aude de acea pagină? Pentru că ați promis atunci că va fi implementată. Ați spus dumneavoastră în curând, sau avem în vedere acest lucru, și cred că e necesar ca cetățenii să poată intra, să aibă posibilitatea de a intra pe site și să vadă ce se întâmplă cu investițiile din taxele și impozitele pe care le plătesc. Pentru că astăzi ne aflăm la execuție bugetară pe investiții, repet, la 3.077.000, deci la sub 5%. Oricum, investițiile care mi le-ați cerut la stat, nu le-am dat odată. Mie da, dar repet, da. Atunci da. După ce se va vota, da. După ce se va vota organigram, o să pun o persoană să lucreze. Suntem foarte puțini și avem foarte multe lucruri. O să pun o persoană. Deci nu pentru mine, ci pentru cetățeni. Cetățeanul da. Să intre și lunar să vadă ce se întâmplă cu, nu știu, parcul Făgăraș, ce se mai aude de el. Sau... A trebuit o persoană zi de zi să o ocupe de asta, este cam greu. Deci, odată la o lună. Sau odată la o lună. Păi nu, odată la o lună. Da, e dificil. Odată la o lună să actualizeze stadiul investițiilor. Da. O să și așa poate motivați și pe angajații din subordinea primarului să depună eforturi pentru îndeplinirea planului. Dar după ce se va vota organigram. Și asta când se va întâmpla? Păi nu știu, când se lucrează la organigram. Din procedură, eu știu, 2-3 săptămâni ori de zi. Ok, mulțumesc. Alte discuții? Nu, vă rog pe domnul secretar să spună la cine este secretar. Pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere absența din sala domnului Fecte și a domnului Stan, avem 14 consilieri, cu 14 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție, punctul 4 al ordinii de zi, și zic pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragos să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, este un proiect de hotărâre privind completarea HR 23 din 2016, prin care s-au constituit comisie de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Ați avut material la mapă. Există aviz de legalitate favorabil din partea serviciului juridic? Domnișoara Vizitiu? Favorabil. Doamna Preagnă? Favorabil. Domnul Curiană? Aviz favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt? O să vă rog să faceți propuneri pentru completarea comisiei numărul 1, 2, 3 și 4. Pentru comisia numărul 1, da, doamna Vlad. Am o propunere respectiv, doamna consilier Mihaela Ciocolei, pentru comisia de specialitate numărul 1, iar pentru comisia de specialitate numărul 4, având în vedere că domnul președinte este ieșit din sală, îmi permit să-l propun pe domnul consilier Vasile Luca. Mulțumesc frumos! Da, pentru comisia 3, propun pe doamna Doina Dragomir.
Pentru comisia 2, vă rog frumos. Da, la comisia 2, propunerea mea este doamna Ciopădă. Păi ești la comisia 1, doar la o singură comisie este? De nu, sunt mai multe spate. Nu, dar sunt ce se dublează. Deja doamna sunt Ciocodei, de comisie. Doamna Ciocodei se pus. A, e pusă și la 1. Pe domnul Irofte? Pe domnul Irofte, da? Deci, domnul... Dar nu voie să... Nu mai sunteți public, să vedem cine mai e liber. Cine are mai puțin de trei comisii. Haideți să supunem la comisii de la trei comisii. Nu coborăm pe acolo, nu e colegii noștri. Și îl lăsăm să se mai gândească. Deci, pentru comisia 1, a fost propunerea doamnei Dragnea ca doamna Ciocodei să completeze. Ce mai sunt propuneri? Nu mai sunt. Dacă nu mai sunt, supunem la vot propunerea doamnei consilier Dragnea ca doamna Ciocodei să completeze comisia numărul 1. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 14 voturi. A fost aprobată completarea comisiei numărul 1 cu doamna Ciocodei. Mergem la comisia 3, până să mai gândesc și domnul Turinianu. Avem comisia 3 cu propunerea ca doamna Dragomir. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Astfel încât supun la vot propunerea ca doamna Dragomir. Supun la vot propunerea ca doamna Dragomir să completeze comisia numărul 3. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 14 voturi s-a aprobat. Te abțin? Mă, nu. Nu, vreau să fac propunerea. Dar imediat. Cu 14 voturi s-a aprobat propunerea ca doamna Dragomir să completeze comisia numărul 3. Vă ascultăm, domnul. Da, îl propun și nimic pe domnul Irofte să facă parte din comisia numărul 2. Supunem la vot, la comisia numărul 2, propunerea domnului Părian ca domnul Irofte să facă parte din comisia numărul 2. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 14 voturi s-a aprobat ca domnul Irofte să completeze comisia numărul 2. Facem același lucru pentru comisia numărul 4, la care există propunerea ca domnul Vasile Luca să completeze această comisie. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 14 voturi a fost aprobată propunerea ca domnul Vasile Luca să completeze comisia numărul 4. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu completările aduse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Fechet, cum votați? Abține. Se abține. Deci cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului Fechet, proiectul de hotărâre a fost aprobat. În discuție, punctul 5 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Dragoș Daniel Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație are un curs de învățământ pe Universitatea de Stat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018. Domnul secretar, aviz de legalitate. Fantaza? Favorabil. Domnul Șoara Fizitiu? Favorabil. Doamna Freagnă? Favorabil. Domnul Curian? Avis favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Raportul Comisiei 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre dacă sunt. Dacă nu se crece, am votul secret, vă rog, domnul Denila, întrebați. Aș vrea eu să fac un amendament.
amendament înainte de a trece la vot. Da, mă rog. S-a stecurat o eroare în anexa aferentă proiectului de hotărâre numărul 5, în sensul în care la numărul curent 32 a rămas valid acolo ca și reprezentant al Consiliului Local, domnul consilier Romica Bodoi, fostul consilier Romica Bodoi, și atunci propun înlocuirea dumnealui cu domnul consilier Laur Șovaduțu. Mulțumesc frumos! Supunem la vot amendamentul ridicat de doamna consilier Breacnă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi a fost aprobat proiectul. A venit domnul Stan. Avem 16 consilieri în sală, astfel încât cu 16 voturi pentru a fost aprobat amendamentul ridicat de doamna consilier Breacnă. Vă rog frumos, începe procedura de vot secret, cunoașteți procedura. Vă vor fi pus la dispoziție buletinele de vot. Vă rog fiecare consilier pe buletinul de vot, în locul domnului Botoi, titlul să tragă numărul domnului Șova, numele domnului Șova, da? Pentru a pune atenție. Nu se aude? Faci, Nicoleta. Deci fiecare consilier pe buletinul de vot să specifice și lăsați să faci aparatul mai. Domnul secretar, vis-a-vis de egalitate, favorabil din partea serviciului juridic. Domnul Fantazan?
Dacă nu, vă rog, secretar, să urmă la vot proiectul. Cât conținerea de îndamnă? 15. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Supun discuție punctul 7 al ordinii de zi și îl invit pe domnul consilier Stan Gabriel să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, prin acest proiect propun asocierea municipiului Bacău, Uniunea Scriitorilor din România, respectiv filiala Bacău și cu Asociația Culturală Octavian Voicu, în vederea finanțării și realizării în comun a revistei Prunci. De fapt, intenționăm să continuăm o bună tradiție, municipalitatea să sprijine, să cofinanțeze apariția acestei reviste de cultură, care, crede noi, vine într-un mod fericit în completarea peisajului jurnalistică Bacăvan, după cum știți, o altă revistă cu mare vizibilitate ATN-ul apare la noi și din aceea finanțată de Consiliul Județean. Ca particularitate, aș vrea doar să amintesc că revista Prunc își propune să sprijine concursul județean de creație literare și reviste școlare dintre sutele de catarace, care, în perspectivă, va fi redenumit Scântei Galbine, dorindu-se astfel ca acest concurs de creație dedicat elevilor și studenților participanți să capete o tușă bacoviană. Cu speranța că veți acorda votul favorabil, mă amintesc doar că efortul financiar al municipalității este, după opinia noastră, unul modic de 10.000 de lei. Vă mulțumesc! Există la de legalitate, favorabil în partea serviciului juridic. Vășoara Venerică. Favorabil. Doamna Breacnă. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Este aceeași favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt, domnul Ghimbir. Scurtă relămurire tehnică. La decontare va veni Uniunea Scriitorilor sau Asociația Culturală? Pentru că în funcție de asta eu voi vota sau nu. Dacă vine Uniunea Scriitorilor, care este de utilitate publică și poate primi fonduri bănești fără concurs de proiecte, votez. Dacă nu, dacă vine Asociația Culturală, suntem în ilegalitate. Vă pot răspunde Uniunea Scriitorilor filiala Bacău, pentru că în expunerea de motive este nu numai chestia medicinală, dar în dosarul care propune acest proiect de hotărâre, apare o adresă din partea Uniunii Scriitorilor filiala Bacău. Mulțumesc. Îl rog pe domnul secretar să nu mă vor proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Vă rog frumos rezultatul la votul secret. Da. Vă cer acordul pentru a scurta timpul să dau citire numele fiecărui consilier și numărul de voturi primit ca să cucidesc fiecare școală. Doamna Ciocătăi Mihaela, la fiecare din consiliile de administrație propusă, rezultatul votului 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Doamna Breacnă Dragoș Cristina, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Micăruș Daniel, 15 voturi pentru, 1 vot contra, 0 voturi nule. Domnul Bănianu Mădălin, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Ghingheș Cristian, 15 voturi pentru, 1 vot contra, 0 voturi nule. Domnul Bursui Liu, 15 voturi pentru, 1 vot contra, 0 voturi nule. Domnul Stan Gabriel, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Fechet Mircea, 15 voturi pentru, 1 vot contra, 0 voturi nule. Domnul Ioște Dumitru, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Chirazin Constantin, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Doamna Dragomir Doina, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Marius Șova, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Crețu Cătălin, 15 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Nu știu dacă am uitat, domnul Gerasim Constantin, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Am uitat pe cineva? Nu cred. Și domnul Domnule Gheorghe, 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Domnul Stoichev Mircea, 15 pentru, 1 contra, 0 nule.
Cred că asta e tot. Dacă am uitat pe cineva, vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc! Domnul Chicheș? Am zis. Ai zis? Da, ce spune la puternă. Supun discuție punctul 8 al ordinii de zi și ne pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne președinte de ședință. Prezent proiectul de hotărâre. Se referă la asocierea municipiului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandru în vederea derulării proiectului european și practica continuării Centrului European de Informare Europe Direct Bacău, perioada contractuală 2018-2020. Nu cred că este cazul să motivez foarte mult ce înseamnă Europe Direct pentru Bacău sau care a fost activitatea dumneavoastră. Eu consider oportun, lăsând la aprecierea dumneavoastră, votul favorabil. Există de legalitate? Domnul Benedică? Doamna Vreatră? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asta la proiectul, dacă sunt? Vot. Dacă nu, pe domnul secretar, să la vot proiectul. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi. 15. Doamna Vreatră? Participă, da, în cer făcut, într-adevăr, cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 9 al ordinii de zi și îl invit pe domnul consilier local Borzu Ilie să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, dragi colegi, ați avut proiectul la mapă. S-a strecurat o evaluare în titlul proiectului și asta vrea să facem această propunere de îndreptare acestei erori. Se spune în proiectului, darea în administrare Partidul Național Liberal de la Bacău, votul discursului Mihai Mont Cancipov. Da. Haideți să luăm întâi avizele și după aceea să facem momentul. Asta vreau să facă îndreptarea asta. Deci, îndreptarea o faceți după avizele. Prima asta vreau să spun că curatul eroare și în loc de asta, pe esența, în loc de administrare, încheie... Dar haideți să luăm procedura. Da. Consilierul local i s-a prezentat un proiect într-o anumită formă. Corect. Acea formă a fost prezentată și compartimentul de specialitate care și-au dat avizele. Noi, acum, pe masă, avem forma veche. Luăm avizele pe forma veche, după care dumneavoastră veniți și faceți precizările sau amendamentele pe care dumneavoastră le doriți. Asta e forma procedurală. Întotdeauna așa a fost. Acum, eu vă cer și îngăduința dumneavoastră, că știți foarte bine că asta e practica în Consiliul Local. Și atunci, haideți să luăm avizele și, constatând și eu că, într-adevăr, sunt anumite inadvertențe, poate împreună vom reuși să ducem la capăt acest lucru. Da? Domnul secretar, avizul de legalitate? Nu există avizul de legalitate, motivat de faptul că în titlul proiectului figurează sintagma darea în administrarea către Partidul Național Liberal, ori potrivit atât legii 215 cât și codului civil, darea în administrare se poate face doar către regii autonome sau către instituții publice. Partidul Național Liberal, nu câte știu eu, nu este nici una, nici alta. Din acest motiv, atât serviciul juridic, cât și eu personal, am dat un aviz negativ acestui proiect de hotărâre. Doamna Bardașu? Aviz favorabil. Doamna Bragnă? Favorabil la Comisia 1. Domnul Părianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului. Domnul Părzu? Revin cu îndreptarea erorii din titlu și aș vrea să spunem așa. Titlul va suna în felul următor. Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Partidul Național Liberal de la Bacău și municipiul Bacău. În vederea realizării votului partidului Mircea Cancipov. Domnul secretar, ați fost atent? Acum a fost atent. Deci... Se poate face un... Îndreptăm eroarea care, dar dumneavoastră aveți dreptate, aveți dreptate și
eliminăm mutarea în administrare prin încheierea acordului de parteneriat. Domnul primar. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi literari, nu are nimeni împotrivă ca dumneavoastră să vă ocupați de bustul Mircea Cancipor. Ca și principiu, nimeni nu poate să aibă ceva împotrivă în momentul în care dumneavoastră, din buzunarele proprii, veniți și susțineți componentele patrimoniului orașului. N-ar fi prima oară când se întâmplă acest lucru din partea persoanelor private, până în momentul de față s-a întâmplat așa. Și sunt societăți comerciale care au făcut acest lucru. Rugămintea mea către dumneavoastră este să vă găsiți cadența corectă din punct de vedere juridic. Una dintre ele poate fi inclusiv donații pe care s-o faceți municipiului Bacău în vederea realizării acestor lucrări. Sau alte asemenea formule juridice pe care nu sunt eu în măsură să vi le propun. Dar este lăudabilă intenția dumneavoastră și sper că nu are nimic și nu are sub nicio formă o conotație politică. O să vedeți în momentul în care veți încerca să susțineți financiar acest proiect, costurile sunt considerate. Am făcut o serie de valori, inclusiv pe celelalte statui din municipiul Bacău, preponderență Ștefan cel Mare, și sperăm că în anul acesta o să o avem reabilitate. Dar costurile sunt considerate. Faptul că dumneavoastră veniți din buzunarele proprii, de asemenea, este notabil, dat fiind faptul că dumneavoastră sunteți un partid care promovează o serie de valori care, momentan, vi le însușiți, cel puțin prin intermediul acestui proiect. Mai mult decât atâta, sunteți un partid care este format din oameni, sau la conducere, sunt oameni care sunt potenți financiar. Și acest lucru o spun în declarațiile de avere a multora dintre dumneavoastră. Cred că e lăudabil, dar nu mergeți într-o cheie politică și mergeți într-o formulă corectă. Și toată susținerea din partea municipalității din acest punct de vedere. Domnul Ghinghe, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să punctez în primul rând niște chestiuni. Voiam să spun ipocrizie, dar nu are rost să intru în clinciul. Mă așteptam totuși ca administrația publică locală să aibă grijă de aceste statui. Nu să vină privații să le modernizeze sau să le reabiliteze, pentru că vorbim de bunuri de pe domeniul public. Asta unul la mână. Doi la mână. Se pare că tot ce vine de la opoziție, în general, fie nu trece, fie nu primește aviz. Domnule secretar, vreau să vă aduc la minte, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că dumneavoastră aveți obligația să asistați consilierii locali, aceia care nu se pricep să întocmească un proiect de hotărâre conform normelor legale sau să invoce paragrafele legale potrivite, aveți obligația, conform legii, conform ordonanței 35/2002, să îi drumați. Și dacă au pus titlul greșit, cum s-a întâmplat în cazul de față, cred că era de bun simț și mult mai operativ să le aduceți la cunoștință acest lucru și să se întâmple înainte de a intra pe ordinea de zi. La fel ați făcut în trecut cu multe dintre inițiativele opoziției. N-ați dat aviz tocmai pentru că vine de la opoziție. Dar n-ați îndrumat consilierii locali în acest sens. Pentru că s-ar putea ca eu sau colegii liberali să nu avem toate cunoștințele pe care dumneavoastră le aveți, de exemplu, după atâția ani de experiență în administrația publică. Și tocmai de aceea fac apel la dumneavoastră să sprijiniți mai mult opoziția, pentru că nu sunteți secretarul primarului, ci secretarul municipiului. Și orice inițiativă care vine de la opoziție, trebuie să se bucure de suportul aparatului de specialitate. Mulțumesc. Domnul Inghe, ați făcut atunci ceva bunul simț. Bunul meu simț, în perioada cât s-au dat materiale, era împreună cu mine în concediu. Deci, nu puteam să-l chem pe domnul Niclăuț sau pe domnul Frechet, unde eram eu în concediu, pentru că nu aveam de cunoștință
de acest proiect. Dacă vorbim de bun simț, dacă vorbim de bună credință, eu zic că aceeași colaborare care o așteptați din partea mea, o aștept eu din partea dumneavoastră în calitate de consilier local. Adică înainte de a veni la registratură un proiect de hotărâre care nu are nici înclin, nici mânecă, nici cu realitatea, nici cu legalitatea, consider că ar fi mai oportun pentru depășirea tuturor barierelor ca reprezentant sau inițiator să vină, pentru că eu pot să visez noaptea, să știu că domnul Kingeș va avea premoniție în legătură cu anumite aspecte, să vină la secretarul municipiului sau la aparatul de specialitate și să spună, uite, vreau să fac chestia aia. Haideți să facem împreună să mă ajutați. Și atunci eu sunt sigur că întotdeauna se va găsi o rezolvare. Atâta timp cât opoziția și chiar Consiliul de Astfel. Și eu vă pot da un exemplu foarte corect. Domnul Stan. Domnul Stan, de fiecare dată când a avut o inițiativă și este unul dintre consilierii cei mai harnici din punctul ăsta de vedere, vine în primul rând la aparat, vine la mine, vine la doamna Ilie și spune, domnul, vreau să fac proiectul ăsta. Haideți să mă ajutați. Și stăm de vorbă. Îl luminăm, ne luminează și astfel, în fața dumneavoastră, ajunge un proiect finit care îndeplinește toate condițiile. Ori, dumneavoastră depuneți proiectul cu două zile înainte de a fi comunicat consilierul sau cu trei zile sau cu patru zile cu tine. Eu sunt în concediu, nu am de unde să știu. De asta și pe viitor și v-am mai rugat. A fost și cazul domnul Fechel. Și pe care l-am așteptat în repetate rânduri. Și s-a lămurit și dumnealui că proiectul respectiv era tot, avea o conotație politică mai mult decât o conotație legală și practică. Vă aștept oricând, sunt la dispoziția dumneavoastră. Veniți și spuneți care sunt intențiile dumneavoastră. Și noi vom face tot posibilul pentru că aveți dreptate, într-adevăr, este obligația noastră. Dar e obligația noastră când știm. Nu putem face aparate de mers pe lună. Punem roate la mașini, punem roți la mașini, care trebuie să funcționeze, dar să existe acele mașini. Ați înțeles? Da, vă mulțumesc, dar nu l-ați spus. În cazul de față era vorba doar de un titlu, adică se putea schimba acea foaie, vă trimitea documentul și rezolvam problema. Știm și amândoi, pe izvorul administrativ este pe hârtie, scris. Mă duc la legislatură, depun proiectul și nu v-a să-mi spuneți după aia. Domnul Ghigheș și-a scris o tâmpenie, aici nu are nicio treabă cu legea. Haideți, eu am înțeles ce vreți dumneavoastră, sau dacă nu, îmi explicați, eu vă explic dumneavoastră, și apoi găsim paragrafele de lege, dacă puteți să facem cu acela. Dacă este ilegal, renunțăm, evident. Vorbim de procedură aici. Domnul, deci eu cred că ați înțeles care sunt, din punctul meu de vedere, pașii procedurali. Și vi-am mai explicat de atâtea ori. Aveți un proiect de făcut. Mi se pare că aveți o idee bună pentru comunitate. Veniți la aparat permanent. Punem împreună pe hârtie. Că nu copiem unii de la alții, să știți ca să ne înțelegem. Din potrivă, eu cred că interesul este comun ca lucrurile să meargă și Consiliul Local să nu mai fie atât discuții. Dumneavoastră aveți o idee, veniți, discutăm în aparat permanent. Punem pe hârtie ce vreți dumneavoastră, dacă nu se poate, corelăm în așa fel cu legislația. Poate, dacă nu se poate, vă spunem clar că nu se poate. Asta așteptăm și eu și executivul, colaborare. Și aveți toate posibilitatea de care este câteva ani lumină de ordinea de zi. Haideți un pic să revenim pe pământ. Doamna Bureacă, vreau să mă ia cuvântul, vă rog. Da, domnul consilier Gengheș, ați spus o afirmație mai devreme. Ați afirmat faptul că multe dintre inițiativele opoziției dacă nu au primit suportul necesar. Nu știu în ce context, domnul Gengheș, nu v-am întrebat. Nu știu în ce context ați folosit dumneavoastră termenul multe. Și v-aș putea să-mi enumerați măcar 5. Din multele inițiative ale opoziției, da? Pentru care dumneavoastră nu ați primit suport din partea executivă. Ok, dar rog... Haideți să... 5. Dar rog pe domnul Curianu să nu sară pe mine cu gura că m-am luat de la ordinea de zi. Adică dacă dați 30 de secunde... Dar rog, vă abateți și apoi vă abateți, dar v-am oferit un răspuns. M-ați spus, nu vă supărați. Alo? Și domnul Scriu, vă
așa. Dar vreau să-i răspund doamnei Dragnea. Cursele nebine pentru elevi. Doi, atunci când am vrut să funcționalizez Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, atunci când am vrut să... Aduceți aminte când ați vrut să funcționalizați cam cum arăta expunerea dumneavoastră de motive. Și în continuare, acel Consiliu nu funcționează, drept dovadă. Deci la 3 ani, la 2 ani de la aprobarea mandatului, și era atributul primarului. Știți foarte bine, în expunerea de motive, făceați niște afirmații care nu se justificau sub nicio formă. Eu cred că am putea să consultăm procesul de la ședință. Lăsați-mi să enumere ca să iau cuvântul și domnul Scriba, vă rog. Mai aveți domnul Ghimieș? Da. Vă rog. Trei. Proiectul privind subvențiile la transport pentru elevi, care în continuare este nelegal, pentru că pune niște constrângeri și nu toți elevii care sunt în municipiul, care învață în municipiul Bacău, au acces la transport public subvenționat și sunt acolo niște probleme, dar n-ați dorit să facem acest lucru. Domnul Ghimieș, 1, 2, 3, 4, așa, stă și le enumerăm și... Pentru că doamna Dreacă mi-a ridicat o minge la fileu. Ca idee, 5 nu reprezintă multe, domnul Ghimieș. Mai așa, încă două, vă mai zic eu două, ca să facem 5 și să depășim subiectul. Dacă ați ridicat mâna, vreau să... Domnul, pentru că nu trebuie asta să fie animat. Chiar mulțumim pentru ocazie, să scoatem în evidență felul care... Știți foarte bine că nu fundamentați afirmația dumneavoastră pe niște considerente reale. Și aș vrea să primim o scrisorică. Mulțumesc. Scrisorică din intențiile fetelor din liceu, liceenicilor, nu mie. Mulțumesc. Bună idee, domnul președinte, înainte de intervenția domnului Ghimieș, cum vreau să fac o intervenție, cu siguranță grupul politic al Partidului Social-Democrat va vota pentru acest proiect în momentul în care proiectul va atingi toate elementele de legalitate, mai ales că exact cum a afirmat și domnul primar, inițiativa dumneavoastră este lăudabilă. Cred că atunci, după ce i-ați vândut casa fostului ministru Carcicov, da? Acum v-ați gândit să-i reabilitați fostul. Mulțumesc frumos! Îmi permiteți o secundă, domnul viceprimar, numai o secundă. Da. Pot și eu să am un drept la replică vis-a-vis de vândutul casei. Dar nu s-a referit nimeni la dumneavoastră, domnul Feche. Dar vă simțiți... Păi nu, că nu eu sunt domnul Carcicov. Dar probabil că se referă la faptul că... Eu n-am auzit numele dumneavoastră de asta, sincer. Dacă dumneavoastră vreți să luați cuvântul... Deci casa familiei Cancicov, în care a funcționat Partidul Național Liberal, a fost revendicată de către urmașii acestei familii, a fost dobândită în instanță și vândută de către această familie. Ea nu a fost vândută nici de către Partidul Național Liberal, nici de către Primăria Municipiului Bacău și cred că, mai ales în legătură cu un subiect atât de important și de sensibil, ar trebui să fim foarte corecți. Mulțumim pentru la... Da, domnul Fecheș, și stați bine la ce m-am retorit. Puteați să vă exercitați dreptul de preemțiune. Dar de ce n-a făcut o domnul Pelea la PSD? Întrebați-l dumneavoastră, că oricum sunteți fie de voi. Doamna Cantaralu, chiar. Doamna Pleacă, domnul Ghimieș. Domnul primar și după aceea domnul Scriboț, vă rog frumos. După fapt, totuși, a fost până în momentul de față, cu puține excepții, aceste ședințe nu mai sunt numări de normalitate. Eu vă propun, stimați reprezentanții Partidului Național Liberal, să retrageți proiectul în momentul actual. Și vă propun ca la prima ședință de Consiliul Local care va avea loc să venim cu proiectul într-o formă corectă, cu toată susținerea din partea municipalității. Mai mult decât atât, vreau să vă dau un exemplu pe care putem face împreună. În momentul în care veți intra acele proceduri, să zicem că va trece acel proiect și veți intra în acele proceduri de reparație. Foarte bine ca încă din tipul proiect sau încă din structura acestui proiect, noi să vă putem acorda o serie de componente de sprijin logistic. Pentru că poate nu să aveți tot timpul bulldozer, excavator sau macara sau alte asemenea chestiuni. De-aia eu vă propun această variantă. Și vă pot asigura de toată susținerea politică, pe de-o parte, dar pe de-altă parte și administrativă. Și repet, numai o secundă, domnul consilier. În momentul în care că este un partid politic sau este o persoană fizică sau o persoană juridică care vine să ajute municipiul Bacău, care nu are suficient bani pentru toate problemele pe care le are, inițiativa este mai mult decât lăudată.
Domn primar, îmi pare rău, dar... Îmi cer scuze că intervin, dar anul trecut a rămas în buget cu peste 50 de milioane de lei. Și dumneavoastră spuneți că nu avem bani să reabilităm o statuie? Deci nu știu. Serios? Serios. Domnul Scripăț. Da, mi se pare prea multă pativă pentru un proiect mic. Indiferent de cine e promovat. Până la urmă, ca și poveste recunoscută, este o personalitate al Bacăului. Ați depus un proiect. N-a fost complet. Nu are aviz de legalitate. Pun o întrebare, nu cunosc mai multe. Ați primit explicații sau în ce consta avize de legalitate? Că pot să fie dintr-o formulare eronată, care putem printr-un amendament imediat să o motivăm, să votăm și să preluați acest gust drag PNL-ului, dacă e vorba de avize de altă natură, Ministerul Culturii, nu știu de pe unde mai trebuie decât la patrimoniu, e altceva, e de durată. Dar, în același timp, nu sunt mulțumit de poziția domnului secretar vis-a-vis de acest proiect. A fost în concediu. Toți ne ducem în concediu. Avem un locuitor. Le-a făcut scris care-i motivarea de nu ați dat avize de legalitate domnului secretar? Cum e normal? Că faceți abuzii, să-i învățați, nu-i învățați. Aia e problema dumneavoastră, dar deocamdată trebuie să-i conciliați că prin fișa postului aveți această obligație. Acum, părerea mea. E un proiect foarte important pentru dumneavoastră și poate important pentru Bacău. Haideți să găsim un amendament acum. Să-l supunem aprobării, să-i dăm curs și să mergem mai departe în echipă. Vă mulțumesc. Da, domnul. Deci nu-i nicio drept la replică sau nu sunt nicio formă în altfel. Vă repet, stimați reprezentanții Partidului Național Liberal. Proiectul, din punctul meu de vedere, nu este într-o formulă completă. Pe această formulă pe care mergeți dumneavoastră, chiar cu acest amendament modificat, nu vă putem acorda sprijinul logistic care ar fi necesar. Vă repet, este o soluție nu de compromis, este o soluție de normalitate. Și repet încă, fără a disculpa pe domnul secretar sau a aduce laude domnului viceprimar Scripăț. În momentul în care vii și discuți, pot să rezolva foarte multe probleme. În momentul în care doar înregistrezi hârtii la registratură, e mai greu. Fără să dai explicații și fără să vezi exact toate formulele. Din punctul meu de vedere, rugămintea mea către dumneavoastră, pentru o soluție corectă, și nu vine nimeni să vă ia meritele că dumneavoastră veți reabilita. Dar dați-mi posibilitatea ca administrației să vă pot oferi și sprijin logistic, mai ales în contextul în care dumneavoastră veți veni cu un aport financiar. Care, repet, este binevenit oricând. Domnul Vârțu, dacă mai aveți discuții. Sau despre o variantă, o variantă în care să pregătim pentru o altă ședință și o variantă ar fi cu amendament. Dacă stă în picioare pe amendamentul domnului secretar și valabil și avem raport și aviz de legalitate, aveți raport negativ de la compartimentul patrimoniului, de la serviciul patrimoniului. Aici e o problemă. De asta, cea mai bună soluție ar fi retragerea de pe ordinea de zi, haideți să lucrăm împreună săptămâna viitoare. Știți-vă un pic, domnul Bârzu, la autorizații. Cum luați autorizații la această persoană fizică? Cum le luați? De-aia vă spun, haideți să revenim un pic proiectul. Nu doar depunem la registratură, de dragul de a depune. Îți avize de la culte. Vă trebuie tot felul de utilaje. Vă vor costa și alte. Avem posibilitatea să intrăm în parteneriat într-un proiect. Putem face, vorba domnului primar, facem un devid și dumneavoastră sponsorizați. Dacă vreți neapărat să fie numai participarea cea. Rămâne să ne vedem după 1 mai cu... Cea mai mare plăcere vă știu de proiectul ăsta. Bine. Întotdeauna. Deci, soluția dumneavoastră e retragerea de pe ordinea de zi, da? O altă soluție nu... Vă mulțumesc, vă domnul. Mulțumim. Supun discuție punctul 10 al ordinii de zi și de vizită domnul ce m-ar fost în nebună să crezi. Supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unde sunteți, domnul? Că parcă faceți pentru teatru. Tot felul de
ziceți poziția. Sunt mai expresiv decât dat. Știu, de felul urează sunteți expresivi. No, no, no. Este un apanaj al dumneavoastră expresivitatea, coerența vă lipsește. Ziceți. Germain. Vă abțineți sau împotrivă? Împotrivă. Că erați cu mâinile pe sus de pe la... Mă abțineți. Vă mulțumesc. Deci, cu 15 voturi pentru și împotrivă la domnului Gingheș, proiectul a fost redat de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Supun discuție punctul 10 al ordinei de zi și mă invit domnul primar Cosmin Nicula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba indicatorii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, consolidare, modernizare, amenajare, construcție, sală de sport și ateliere cu liceu, al liceului cu program sportiv din municipiul Bacău. Anul trecut s-au refăcut 4 săli de sport, iar a 5-a, sala liceului sportiv, a suferit tot felul de expertize și alte asemenea proiectări. Proiectul este unul considerabil din punct de vedere tehnic, dar odată cu tot votul dumneavoastră, putem să pornim toate formulele care în vederea achiziționării constructorului pentru acest obiectiv. Aștept votul dumneavoastră favorabil și cu speranța că nu veți politiza și acest subiect. Haideți să facem sportul să meargă și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Există legalitate favorabilă din partea direcției juridice. Domnul Chindruș. Ades favorabil. Doamna Bostudan. Favorabil. Doamna Ionis. Favorabil. Doamna Preagnă. Favorabil. Domnul Curianu. Favorabil. Raportul este cu 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Domnul Ghinger. Salut inițiativa, mai ales că am învățat acolo, dar m-au contactat profesori de la liceul program sportiv, foști profesori de-ai mei și îmi cer scuze, și eu am fost acolo, Junghir, și mi-au transmis, nu asta vreau să întreb, mi-au transmis, dar nu cumva putem să facem o sală de sport nouă acolo. Mai ales dacă ne uităm la standardele de cost aprobate de Guvernul României, care spun totuși că la valoarea asta a investiției la 2, cât e aici? În deviz, 2,4 milioane, am putea să mai primim câteva sute de mii și să facem o sală de sport nouă, la niște standarde poate mai înalte decât există acum acolo. Este o întrebare a unor cadre didactice de acolo și am transmis-o aici. Sper că nu vă supărați că am făcut acest lucru. Că am adus poziția cetățenilor la această masă. Alte discuții? Nu. Mulțumim frumos. Domnul secretar, supuneți la proiectul vă rog. Mă scuzați. N-am primit răspunsul la întrebare. S-a luat act de poziția dumneavoastră de trafic. Va fi analizat de către exemplu. Acum o discuție aici e vorba de un PTH și vorba de un proiect. Ce vreți acum? Nu înțeleg. Dumneavoastră, transmit voința cetățenilor. Eu nici nu știu cui ați adresat întrebarea. Executivului. Nu dumneavoastră. Eu fac parte din executiv și vă spun că dumneavoastră, politicul. Vă fac acum, politicul. Vă fac pe noua voastră. Vă fac pe noua voastră. Dumneavoastră vă fac în fața PTH. Aveți de votat un proiect cu care dumneavoastră, în calitate de consilier local, puteți sau nu puteți fi de acord. Poziția dumneavoastră referitor la acest obiect se mărcinește la acest fapt. Am întrebat. Faptul că dumneavoastră... Nu va altă soluție. Din moment ce aveți în față un PTH. Păi de asta întreb. Înainte să aprob un PTH, nu mai bine întreb dacă putem face o sală de sport. Nu mai bine vă explic după ședință, adică să ținem oamenii aici, poate să înțelegeți atunci. Sim, în serios acum. Felul în care puneți problema este... Păi domnul consilier, repet, dumneavoastră aveți în față un proiect de hotărâre care vizează aprobarea unui PTH, o documentație. Dumneavoastră trebuie să vă pronunțați pe ea. Dumneavoastră vine cu bucuria. Da, un PTH de 2,4 milioane lei pentru reparații. Și am întrebat la valoarea asta. Sunteți sau nu de acord cu el? Restul întrebărilor vi le va da administratorul public după ședință dacă să vă spună cât ar costa demolarea, cât ar costa construirea, cât ar costa... Dar ce spuneți dumneavoastră ar trebui... Că Joana a făcut cerere de
de acum 2 ani și dorește lucrul ăsta. Școala dorește de acum 2 ani. Ceea ce vreți dumneavoastră presupune o analiză de cost. Nu are cum cineva să vă spună acum, am un răspuns. Asta mă fac, încerc să vă fac. Voiam doar să știu dacă executivul, partea politică, a luat în calcul acest lucru. Îmi place că sunteți tenaci. Asta e calitatea dumneavoastră, sincer. Vă apreciez pentru asta, dar poate într-o zi o să înțelegeți și mecanismele. Deci, punem la vot proiectul de hotărâre. Și după asta, dumneavoastră, în calitate de consilier local, vă duceți la administratorul public și analizați toate aspectele care vă interesează. Da? Mulțumesc, domn profesor. Vă mulțumesc că m-ați ascultat cu atenție. Sper să vă folosesc. Ce este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mă bucur că ați fost de acord. Cu 15 voturi pentru. Domnul Luca nu participă și domnul Bârzu a anunțat că este în situația de a fi prezent într-o instituție, astfel încât avem 14 voturi în care s-a aprobat proiectul. Supun discuție punctul 11 al ordinii de zi și ne invită domnul primar Cosmin Nicola să prezinte exprimarea de motive la proiectul de hotărâre. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău. Municipiul Bacău va prezenta documentația la mapă. Aștept votul dumneavoastră. Domnul secretar, avizul. Există de legalitate favorabilă de partea Sergiului. Domnul Dumbravă. Favorabil. Domnul Iene. Favorabil. Domnul Busuioc. Favorabil. Domnul Mateuță. Favorabil. Doamna Breacnă. Favorabil. Domnul Curianu. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Comisia ce favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre de adresă. Domnul Ghingheș. Mulțumesc. Aș dori să completez acest proiect de hotărâre cu un amendament, articolul 5. Asta pentru că este un plan și n-am vrea ca acest document, care este destul de coerent, să rămână doar la nivel de plan. Să fie băgat în sertar și pur și simplu ne facem că nu vedem problemele de pe domeniul public, apropo de gospodărie. Și nu cred că mai are rost să menționez ce probleme avem acum în oraș cu curățenia și așa mai departe, pentru că vedem cu toți, trăim aici. Tocmai de aceea aș dori să fac un amendament, articolul, să adăugăm un nou articol 5, cu următorul conținut. La începutul fiecărui an, dar numai târziu de 28 februarie, primarul municipiului Bacău prezintă în fața Consiliului Local un raport privind stadiul aplicării măsurilor din planul de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău. E amendamentul dumneavoastră, da? Da. Îl spunem la comisie. Deci să vină domnul primar, o dată la un an, și să ne spună de cum gospodărește acest oraș. Am înțeles. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Chincheș. Cine este pentru? Două voturi, da? Două voturi pentru. Niciun. Două voturi pentru, dacă nu fie chiar și cum nu e niciun. Două voturi. Este cineva împotriva? Se abține cineva? Se restul să abține. Amendamentul dumneavoastră nu a fost aprobat. Asta în contextul în care... Supunem la vot proiectul de hotărâre fără amendamentul care nu a fost aprobat al domnului Ghingheș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Supun discuției punctul 13 al ordinii inițiale de partid. Îl invit pe domnul primar Cosmin Nicola să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața noastră cu solicitarea de modificare a cele 466 din 2017, prin care s-au stabilit taxele și impozitele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău. Încă de la început fac precizarea că nu e vorba de vreo creștere a taxelor sub nicio formă, este vorba de o realocare în interiorul capitolelor bugetare, în vederea pornirii tuturor operațiunilor de dezinsecție pentru municipiul Bacău. Există aviz de legalitate favorabil în partea direcției juridice? Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnul Dumbra?
Burianu. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Supun discuție punctul 14 al ordinii de zi și privind pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. În prezent proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota luarea de datorie, a datoriei pe care municipiul Bacău are către societatea Termoenergie Grup S.A. reprezentăm, practic, pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat. Aferent lunii februarie 2008. Mulțumesc, domnule primar. Domnul secretar, aveți un? În vista de legalitate favorabilă. Domnul Fantaz. Și pentru... Și pentru serviciu juridic? Da, favorabil. Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Domnul Favăr? Doamna Pintilie? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Burianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să spună la proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Fechet, 14 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție cu 15 al ordinei de zi și numit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, domnule președinte, este vorba de un proiect privind mandatarea demnitorului municipiului Bacău la adunarea generală extraordinară a societății Termoenergie Bacău pentru aprobarea solicitării de garanție bancară de plată în valoare 68.000 de lei. Pe o perioadă de 12 luni, a ținut materialul la mapă. Există aviz legalitate favorabil în fața serviciului juridic? Domnul Chindruș? Aviz favorabil. Doamna Pintilie? Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Burianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Rog pe domnul secretar să spună la proiectul. Vă rog să menționați prezența în sală și a domnului Crețu, consilier local, astfel încât avem 16 consilieri locali. Punem la vot, deci proiectul de hotărâre, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Crețu, sunteți pe aia, bănuiesc? Da? Da, da, da. Bun. Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 16 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Mulțumesc, proiectul de hotărâre privind mandatarea puternicilor municipiului Bacău, în adunarea generală a societății Termoenergie, pentru numirea consiliului de administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție, secțiunea a doua. Există aviz de legalitate favorabil în fața serviciului juridic. Doamna Pintilie? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Rog pe domnul secretar să spună la proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim. Supun discuție punctul 17 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar de la Dragoș Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H22/2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Există aviz de legalitate favorabil după acea serviciu juridic? Doamna Bărdașu? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să spună la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Punctul 10 al ordinii de zi și
Ștefan Dragoșanu Ștefan să privim definirea de motive a proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului fund care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, ați urmat la Mabă. Există aviz de legalitate, favorabil în fața serviciului juridic. Doamna Bătașu? Favorabil. Doamna Freacă? Favorabil. Domnul Curiană? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului hotărâre dacă sunt. Domnul Ghingheș? Domnul Ghingheș. Mulțumesc. Mă simt chiar nevoit, domnule viceprimar, să vă rog să menționați modificările. Pentru că iarăși avem tabelul acela lung cu sute mii de idei și nu știm exact ce s-a modificat de la ultima inventariere. Vă rog, doamna Bartoș. Deci, inventarea de hotărâre privată nu este modificare, este însușire. Am văzut. Am înțeles, dar în expunerea de motive se precizează faptul că față de ultima inventariere asupra patrimoniului privat s-au produs modificări datorate de. Ce sunt puse acolo o serie de operațiuni. Dar nu pe bunuri. Adică să am un tabel comparativ și să văd în expunerea de motive. Dar pentru care aveți în locale, se da, dar ăsta e răspunsul pe care l-așteptam. Știți? Eu votez cu ochii închiși aici, pentru că votez sute de iteme. Sunt 100 de pagini și nu pot să stau eu 100 de pagini să le compar cu celelalte 100 de pagini anterioare. Mi se pare normal să avem atașat un tabel comparativ și să ni se pună. Aici am apărat modificări. Am înțeles, dar vreau să vă înțelegeți și pe mine că o să mă abțin astăzi. Întotdeauna vă înțelegem. Nu pot să votez așa. Se duce la vot? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi pentru și o abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Supun discuție cu 19 al ordinii de zi. Și ne domnul primar Cosmin Nicola să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre domnilor și domnilor consilieri locali, vă solicit votul favorabil privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA în domeniul public al municipiului Bacău. Este vorba de pasajul subteran de la gară. Pasaj care, în momentul de față, pentru care am găsit în momentul de față sursa de finanțare. Este vorba de axa 4 privind mobilitatea urbană. Dar necesitatea, din punct de vedere juridic, este ca acesta să fie în domeniul public al municipiului Bacău. Reabilitarea acestui pasaj nu se poate face într-un stil pompieristic, cum s-a mai încercat și alte dăți, dăm cu mătura și după aceea dăm cu var, zicem că am fost cu pasaj. Nu. El trebuie consolidat, trebuie amenajat, trebuie refăcut. Nu se poate reface doar pe jumătate sau doar o anumită porțiune. Din acest punct de vedere, prezentul proiect de hotărâre vine ca o rugăminte în fața dumneavoastră. Doamna Bardașu, vă rog frumos. Vă înțeleg, doamna Buzucan, doamna Bardașu, e o boseală specifică unei ședințe prelungite. Dar e foarte important, totuși, să fiți atente și dumneavoastră, că doamnele și domnii consilieri locali vor trebui să dea un vot pe un obiectiv, care dacă își vor da votul favorabil și apoi Compania Națională CFR-SA va fi de acord, urmând toate procedurile legale, dumneavoastră, doamna Bardașu, veți avea pe responsabilitate pe inventar, iar doamna Buzdugan va trebui să facă investiția. Și chiar să o facă. Este foarte important că avem acel aviz din partea Uniunii Europene care a considerat că acest proiect al nostru este viabil și corect. Linii de finanțare există. Proiectul nostru a întrunit toate considerentele Uniunii Europene pentru a merge mai departe. Deci, încolo depinde de votul dumneavoastră și de răspunsul primit de la Compania Națională. Dar fiind faptul că în momentul de față reprezentanții Companiei Naționale se află în sală, cred că poate fi un prim punct de discuție favorabil. Mai mult decât atât, cu dumneavoastră suntem în
Discuții cu privire la parcul CFR, parcul care are statuia lui Vasile Roaită, tot pentru a veni să-l amenajăm, dar iarăși discutăm de problema proprietății, dar în momentul de față consider că împreună cu reprezentanții companiei naționale vom găsi căile cele mai corecte. Aștept din punctul ăsta de vedere, din partea dumneavoastră, un vot favorabil. Domnul secretar? Există de legalitate, favorabil, în partea direcției juridice. Doamna Bordașu? Doamna Dragă? Favorabil. Domnul Curianu? Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Comisia Cif, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre dacă sunt. Dar, domnul rog, domnul secretar, să spună la proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Domnule, dă-i pot să-i cred aici. Da. Ce facem? Ce facem? Pentru ce se este cred, domnule? Punctul 9. Da. Unde este? La dumneavoastră se este cred? Da. Bine. Data ajută. Punctul 9. Supun discuție punctul 20 al ordinii de zi și numi pe domnul primar Cosmin Nicola să prezinte expunerea de motive. Nu mai faceți de arăt. Sau faceți cu cine vrea dumneavoastră. Ce desfășurător? Ce scrie acolo? Eu am desfășurătorul în față. Ăla era un proiect. Nu știu de unde am. Nu știu dacă este proiect la ordinea de zi. Să întrebăm președintele de ședință. Cum scrie acolo la listă modalitatea de vot? Sau poate colegii, dacă eu poate să bun. Păi nu, e foarte important ca hotărârea să fie validă. Ce am rugămintea către partea care pregătiți ședințele de Consiliu Local, ca în momentul în care prezentați mapele pe domnul vice primar, să fie corect. Vreți să vă arăt un ghidez? La începutul ședinței, vi s-a comunicat și dumneavoastră și ați primit modalitatea de vot. Tocmai ca să nu fie niciun fel de discuții niciodată. Deci, pe modalitatea de vot pe care dumneavoastră ați aprobat-o, scrie vot direct. Bun. Corect, așa trebuie să fie că e domeniul public, dar l-ați dus pe domnul viceprimar în eroare. Mi-ați dat o nu știu de unde a luat-o domnul viceprimar. La PMP. La PMP, probabil. Mergem mai departe. Supun discuție punctul 20 al ordinii de zi și revin pe domnul primar Cosmin Nicola să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, domnule președinte, vă dăm proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de uz de servituri și de servituri legale către Dergaz Grid asupra unor suprafețe de rest toate în Bacău, de la Sireptului, de Lugia Bradul, aeroportului, Mircon, Ion Ghelu de Stemnica, Alea Parcului, cu Cârțiu Pătășcan, ați luat materialul la mapă. Există aviz de legalitate? Fantază. Favorabil? Doamna Partașu? Domnul Mateuță? Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Comisia Cinci, favorabil. Discuția asupra proiectului hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Articolele numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, care fac să vă dau fiecare privit-o 16 voturi pentru. Voturi contra, să le văd domnule. Vine în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a închirierii prin licitație publică.
modifică în condițiile legii 26 de loturi de teren situate în municipiul Bacău, Parcul Cancicov, din domeniul public al municipiului Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre vine practic pe trei direcții. În primul rând, trebuie să depășim starea de obscuritate juridică care, în momentul de față, este cu privire la acele locații prestatoare de servicii aflate pe domeniul public. Pe de altă parte, e vorba de igienizarea, într-un fel sau altul, a locațiilor pe care le avem. Trei, este vorba de o sistematizare. Din păcate, proiectul a fost politizat mult prea mult. Unii căutând să-și facă capital electoral prin intermediul acestui proiect. Realitățile pe care le văd eu sunt în felul următor. Sunt o serie de chioșcuri acolo care au toate culorile, toate formele și sunt făcute din toate tipurile de material. Din punctul meu de vedere, și a doamnei arhitect șef și a serviciului de urbanism, acestea trebuie sistematizate și trebuie aduse într-un fel sau altul la un numitor comun. Doi. Din punct de vedere juridic, proprietarii acelor chioșcuri nu pot veni anual pentru a solicita primăriei municipiului Bacău o veșnică închirie. De fapt, acolo, acele chioșcuri rămân în fiecare an și, practic, nu-i vorba doar de o simplă închirie. Dar mai mult decât atâta, dacă o să întrebați pe o parte dintre dumneavoastră, o să vedeți că, inclusiv, ei sunt de acord cu acest lucru, pentru că în momentul în care scos la licitație și în momentul în care vei câștiga această licitație, cine o va face, vei putea să ai o predictibilitate pe 4 sau pe 5 ani. În funcție de termenul pentru care s-a stabilit acea licitație. Pe de altă parte, nu cred că este normal ca toate tiribombele, tractorele și mașinuțele să fie plasate în locul de joacă pentru copii. Eu cred că locul de joacă pentru copii poate fi transformat în orășelul copiilor. Și toată lumea care are copii de o anumită vârstă să beneficieze de acel loc de joacă. Nu repudiez acele iujuri, tractorele, mașinuțe. Dar cred, pentru cei care își doresc acest tip de distracție, trebuie să existe o altă locație în parc. Locație aflată în partea stângă a restauratului Parcului Trandafir. Dar și în cazul dumnealor, cred că trebuie discutat de o licitație. Nu de o închiriere. Pe de altă parte, eu consider că avem o altă categorie de și o altă categorie de vârstă, copiii de peste 14 ani, care trebuie să beneficieze de Parcul Cancicov și ei sunt locuitori ai municipiului Bacău. Și cred că este de datoria municipalității nu doar să-i lase să meargă cu placa sau cu bicicleta pe plăcile din fața esplanadei de la Luceafărul, ci putem să le construim și un loc de joacă specific. Și mă refer la acel parc Aventura. Pe de altă parte, mai cred că nu este normal să scoți o tarabă acoperită cu celofan și să vinzi tot felul de jucării în fel și chip. Sau vată de zahăr sau alte chestiuni. Cred că aceste locații de alimentație publică trebuie reglementate. Pe de altă parte, zona de intrare dinspre Cariatide, cum privim în partea stângă, în partea dreaptă, îmi cer scuze, cred că este prea puțin uzitată și prea puțin traversată de către cetățenii municipiului Bacău sau utilizată în scopul recreativ. Și din punctul meu de vedere, și a doamnei arhitect șef,
Consider că este oportună o locație de alimentație publică, dar doar cu un specific foarte bine delimitat, nu mici și grătar. Pe de altă parte, aceste locații consider că trebuie reglementate și ca structură imagistică și a felului în care arată. Dacă este să discutăm tehnic, deși nu e apanajul meu, doamna arhitect șef vă va da toate detaliile. Pot să demontez acele istorii scrise într-un fel și chip și prin simplu argument tehnic că legea ne dă posibilitatea să utilizăm până la 10% din suprafața parcului Cancicop. Evident, conform destinației pe care o are. Noi încercăm să utilizăm 0,45% din suprafață. Sunt convins că poate există și o componentă politică, certitudine, sau poate la unii deranjez și strict diverse interese. Dar cred că și în parcul Cancicov trebuie pusă ordine și așezate lucrurile într-o stare de normalitate. Vin în fața dumneavoastră fără a discuta cu patimă și fără a discuta într-o cheie vindicativă. Acesta e proiectul meu. Așa consider eu, ca primar al municipiului Bacău, ales de către cetățenii, să fac aceste propuneri. Evident, cu suportul tehnic al doamnei arhitect șef. Dar pe de altă parte, dumneavoastră sunteți cei care sunteți aleși de către cetățeni să dea votul dacă da sau nu. Eu pot doar să fac o propunere. Nu am pretenția faptului că dețin toate soluțiile și că doar căile mele sunt cele corecte. Dar sunt convins de faptul că înainte de a puli și de a scuipa, poate exista și comunicare și dialog. Dacă acei oameni urmăresc într-adevăr interesul comunității. Eu cred că, așa cum am reglementat, în momentul în care am ajuns primar și dumneavoastră consilier local, problema lui termoiemic, problema tropilor de gunoi, problema tropilor de gunoi, și fără îndoială sunt multe alte probleme care trebuie soluționate. Dar cred că este momentul în care dincolo de unii sau de alții care vin și-și fac o platformă politică, unii se răzbună pentru că n-au diverse foloase și beneficii. Iar alții, poate, pur și simplu, nu știu foarte clar și foarte exact la ceea ce mă refer. Cred că e foarte important să discutăm foarte aplicat pe ceea ce se întâmplă acolo. De aceea am invitat acum două zile și presa ca intermediar între autoritatea locală și cetățeni. Presa având rolul de a media și de a prezenta informații așa cum le prezintă cel care le emite. Și cred că consilierii locali au și dreptul, dar au și obligația de a merge la fața locului și de a vedea concret despre ce e vorba și de a întreba foarte corect arhitectul șef și cei care au făcut acele proiecte despre ce e vorba. Nu vine nimeni să taie parcul, nu vine nimeni să vândă, nu vine nimeni să facă decât ordine, să resistematizeze și să așeze lucrurile într-o normalitate. Deci, încolo, eu mi-am făcut datoria, am prezentat proiectul Consiliului Local, el a ajuns pe masa dumneavoastră, votul va aparține. Mulțumesc, domnul secretar, avizul. Există adică de aici. Domnul Tindruș. Favorabil. Doamna Bardașu? Favorabil. Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Favorabil. Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Sergiu, favorabil.
dat dreptate domnului primar. A spus că strică diverse interese. Sunt de acord cu asta. Strică interesele a mii, zeci de mii de cetățeni care ies în parc să se plimbe. Să se plimbe, să se relaxeze, nu să simtă miros de mici, să facă slalom printre diverse chioșcuri sau construcții. Oricât de, cum să zic, puse în ordine ar fi ele. Pentru că da, aveți dreptate. În momentul de față, în ceea ce privește chioșcurile din parc, este o debandadă totală. Și ați vorbit despre această absurditate juridică. Sunt curios cum definiți, în termeni concreți, această absurditate. Poliția locală are atribuții în acest sens. Nu pot sta niște oameni pe domeniul public pur și simplu cu chioșcul acolo. Poți să-i ridici, poți să-i verifici, poți să-i amendezi și așa mai departe. Deci, aceste lucruri se pot rezolva fără a amplasa zeci de chioșcuri suplimentare în parc. De asemenea, și locul de joacă. Da, skate park, undeva în parc acolo, în spatele bibliotecii, unde am putea să extindem parcul pe terenul nostru al municipalității. Am putea să ducem acolo skate park sau tot felul de alte lucruri pentru tineri. Aveți dreptate. Dar încă o dată, aceste lucruri pot fi făcute fără scoaterea la mesat a zeci de terenuri din parc. Și da, suprafața este de 0,5% pe care o propune spre închiriere. Dar legea, și aici mă refer la legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, la articolul 18, și ar vrea să fiți foarte atenți, prevede foarte clar faptul că se pot amplasa astfel de construcții, dar numai și numai având deja o documentație de urbanism aprobată pentru plan, pentru parc. Deci, un buz pentru parcul Cancicov. Asta spune legea. Fără acest buz, în clipa de față, sunteți în afara legii cu proiectul de hotărâre. Și chiar mi-a plăcea să auzi după intervenția mea cu elea doamnei arhitect șef vis-a-vis de această prevedere legală. Pentru că, în clipa de față, dacă acest proiect va fi aprobat, instanța sau prefectul, nu, în primul rând prefectul, pentru că acolo o să atacă această hotărâre, va suspenda această hotărâre. Pentru că ar fi în afara legii. Și credeți-mă, eu sunt dispus să fac absolut orice ca să nu vă las să distrugeți parcul. Absolut orice însemnând vot, postat pe Facebook, făcut evenimente, chemat cetățenii la Consiliul Local, așa cum au dreptul, și așa mai departe. Și nu puteți spune dumneavoastră, domnule primar, că toți cei care sunt împotriva acestui proiect sau au dubii, au atitudine pompieristică sau sunt pompieri. Nu puteți spune acest lucru. Că eu îi manipulez pe toți. Că manipulez mii de cetățeni care scriu pe Facebook. Și care vorbesc despre cât de negativ este acest proiect. Care este impactul negativ al acestui proiect. Nu cred că sunt eu atât de exclusiv astfel încât să îi păcălesc pe toți. Sunteți un deosebit. Mai ales că acest proiect n-a fost în dezbatere publică. Și a spus bine, că nu dețineți dumneavoastră toate soluțiile. Ba chiar s-ar putea să le dețineți pe cele proaste. Tocmai de aceea ar fi fost mult mai bine să lansați această propunere de dezbatere publică, să întrebați cetățenii. Ați afirmat la ședințele anterioare că ne veți chema în parc, la plimbare, să ne arătați ce vreți să faceți. Dar nu. Ați ales să vă duceți doar cu presa. Și nu sunt invidios pentru că eu stau fix la intrare în parc. Am crescut acolo și știu prea bine cum s-a dezvoltat parcul sau cum a fost conservat. Acum noi cetățenii suntem în poziția în care trebuie să conservăm frumusețea acestui parc. Și dumneavoastră ați făcut o afirmație atunci când ați ieșit cu presa la plimbare, că vreți să amplasați o serie de parcări ecologice, și am pus ghilimele pentru că acele sunt de fapt niște pavele cu niște iarbă în interior, nu sunt ecologice, cel puțin nu conform normativelor în vigoare, cu o zonă care citez, în care nu intră nimeni. Sau, dar știți de ce nu intră nimeni? Pentru că e mizeria acolo, pentru că dumneavoastră nu vă faceți treaba. Și nu cred că nu vă faceți treaba pentru că nu există 26 de chioșculețe în parc. Dacă am fi fost civilizați ca dumneavoastră, nu ar mai trece multe de foarte. Mulțumesc. Este și asta o problemă. Dar ceea ce vreau să subliniez asta este. Dumneavoastră n-ați amenajat parcuri,
parcul Fundăraș este promisiune de 2 ani. N-ați mărit suprafața de spații verzi pe cap de locuitor, dar vreți să o diminuați. Și vreți să vă afirmați, poate inconștient, prin distrugerea unor lucruri pe care le avem, în condiții în care la insulă nu se întâmplă nimic de ani de zile. Domnul Gheghești, cu scuzele de rigoare. Ce așa mai departe. Nu are legătură cu insula, cu Făgăraș, cu... Fac un apel la consilierii locali să respingă acest proiect, pentru că este profund nociv pentru orașul nostru. Nu putem vorbi de sistematizarea parcului Cancicov și să-l transformăm în promenadă comercială. Asta am avut de spus, sper că a fost foarte clar. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Turian. Dar vă mulțumesc. Înainte de a fi consilier local, sunt cetățean și părinte. Cum a discutat domnul consilier Ghinchiș cu mii de cetățeni, și eu am discutat cu mii de părinți. Și am ajuns la o concluzie. Bâlciul despre care vorbesc unii și alții, că ar fi în pericol de a se transforma parcul, eu îl găsesc împreună cu acei părinți că există chiar în prezent. Și trebuie stopat. Cât mai repede. Este absolut necesar ca acele mașinuțe și trampoline să fie mutate din acea zonă de joacă pentru copii. Eu zic că fosta administrație PNL, așa a fost să fie, a avut o idee odioasă și periculoasă de a le planta chiar acolo. Probabil motivați de anumite rațiuni financiare, dar nu-i treaba mea, dar speculez acum doar. De ce ai putea planta acele chestii exact în zona principală de joacă, cu locul, cu obiective de joacă pentru copii? Părinții cu care am discutat sunt reale, există. Și în concluzie, modificările propuse pot tot face zbuci, care există în prezent. Vă mulțumesc foarte mult și cred că este o idee foarte bună de a face aceste modificări care aduc o pată neagră la scurtatul municipal. Mulțumesc, doamna Breacu. Da, n-aș fi vrut să intervin. A pomenit un cuvânt insula de agrement, domnul consilier Ghingheș. Sunt trei cuvinte. Insula, atât ați spus. Da? Mulțumesc, vă să știți că am învățat să număr mult mai repede decât dumneavoastră. Ca idee, cu ironia de rigoare, am început să regret că domnul Ghingheș nu s-a născut mai devreme. Și aș întreba societatea civilă și reprezentanții acesteia unde au fost fundatori, pe cei care erau majori la vremea respectivă, pentru că acum am văzut că unii profesori promovează acțiuni politice cu elevii. Eu întreb ca persoanele, așa, ca idee, prezente în sală, unde au fost dumneavoastră în anii 2006-2007, când insula de agrement, și nu numai, de prin 2006-2007, de când a preluat administrația PNL conducerea municipiului Bacău, unde au fost ei, da? Și unde, ce au făcut când insula s-a transformat într-un butic de prospus? Vorbim acolo despre o comercializare de 2 lei. Vorbim despre un spațiu mult mai restrâns. Nimeni nu a reacționat atunci. E foarte frumos, da? Că aveți reacție, e foarte ok, domnul Ghingheș, că aveți reacție, dar repet, nu știu de ce nu v-ați născut mai devreme. Poate ați fi reacționat când insula de agrement s-a transformat într-un maidan, când mirosul de mici, da, cred că a cuprins jumătate de oraș, poate ați fi reacționat când administrația locală liberală a vândut, într-un fel sau altul, cu ghilimele de rigoare, a concesionat ștrandul de tinere, clientele politice. Vă aduceți aminte, dar vorbim despre două spații de agrement. Insula și ștrandul Tineretului. Ștrandul Tineretului a fost cedat prin concesiune. Știți foarte bine cui. Nu mai are voie să desfășurăm morții acum. Știm foarte bine că acea hotărâre de Consiliul Local privind concesiunea a fost amendată de multe ori în favoarea concesionarului, de către concedent, respectiv de către municipiul Bacău. Ce am făcut atunci? Brusc am ajuns să facem, să derulăm acțiuni politice cu elevii liceului Grânceanu? Nu este fără fără, domnule primar, cu poza elevilor de la Colegiul Național Grânceanu? Ce-o fi făcut domnul director Andrei? Ce politică n-avea să aibă un parc normal? Domnul Ghingheș, de ce nu v-ați născut mai devreme? Serios? Nu știu, părinții m-au făcut pe la 20 și
20 de ani, adică erau destul de tineri. Nu, mai tineri de atât, nu știu dacă se poate. Să știți că am rămas pe vârstul prinsă, ieri am discutat și cu reprezentanții societății civile mult mai cerebrale și mai echilibrați decât dumneavoastră. Aș prefera să-și prezinte ei cu punctul de vedere și dumneavoastră, nu reprezentați la modul la care mi-aș dori eu și probabil mulți în sala aceasta societate civilă. Eu reprezint cetățenii, 7300 cu toții, da? Cu toții, da? Cu toții, domnul numai dumneavoastră. Cu direct, dumneavoastră sunteți pe lista aici, domnul Dinger, cu direct. Domnul Dinger, nu, așa în nuanța aceasta, credeți-mă. Haideți să revenim la subiect. Doamna, vreau să domnul Dinger, vă rog, și domnul Crețu, sau domnul Fecher, nu știu, mă, aș vrea să fac o scurtă precizare, un drept la replică, pentru că a fost pronunțat din nou, deși subiectul nu prea are mare legătură cu Partidul Național Liberal, dar observ că întotdeauna sunt colegi care înțeleg să-și argumenteze poziția invocând anumite lucruri neadevărate despre Partidul Național Liberal, lucruri despre care vreau să-mi dați, domnule președinte de ședință, dreptul să vorbesc acum pentru a le îndrepta. 1. Administrația liberală nu a venit în acest oraș în anul 2006 sau în anul 2007, așa cum colega mea a spus. Refeream aici la momentul la care la momentul în care s-a anul 2004 dreptul de folosință către știți cine. Și a venit în anul 2004. Și foarte bine ați spus despre terenul și despre concesiuni. Aminteri, tot despre concesiune discutăm și noi la prezentul proiect de hotărâre și despre înstrăinări. Vă spun, stimată colegă, că administrația liberală a venit în anul 2004 tocmai din cauza furtului domeniului public pe care administrația PSD de la acea vreme condusă de Dumitru Sechelariu o săvârșea și cetățenii acestui oraș au decis prin vot, așa cum au decis și în anul 2016 când ați venit dumneavoastră la putere, că acest lucru trebuie să înceteze. Îmi dați voie să termin? Domnul Feghe, vorbeam despre niște spații de agreme, despre insulă și despre ștrandul Tinerești. Nu cred că e o discuție constructivă să discutăm despre toate terenurile care au dispărut din domeniul public. Și au fost și despre toate schimburile de terenuri care au jefuit domeniul public al municipiului Bacău. Pentru că nu ăsta este obiectul ordinii de zi. Dar dacă tot ați amintit și dacă tot v-ați plâns că Partidul Național Liberal e acel partid care a defalizat domeniul public și a înstrăinat, vă anunț că cel puțin statistic vorbind, câte terenuri au zburat și câte terenuri s-au concesionat și câte terenuri s-au schimbat în administrația Dumitru Sechelariu, dacă mai stătea PNL-ul încă 45 de ani la putere, nu reușea să egaleze. Dar nu s-ar vrea să vă fundamentați statisticile acestea. În legătură, bine, dacă vreți, pentru ședința următoare, vi le dau pe toate. Dar fără scrisă nici domnul Feghe. Haideți să revenim la proiect. Când am auzit acțiunile politice cu ele, am tresărit un pic pentru că am crezut pentru o secundă că vă referiți la ceea ce s-a întâmplat la Pitești cu doamna premier Dăncilă și cu minorii care făceau tumbe. Domnule, n-ați văzut cozele cu fostul premier și cu defilările prin fața dumneavoastră? Haideți să revenim. Haideți să ne întoarcem la subiect. Eu de interes local, totuși. Domnul consilier Fete, care este poziția grupului politic liberal? Ca idee. Aceeași poziție pe care ați avut-o când s-au instalat arabele la insulă? Și haideți, doamna Bradu, să revenim la proiect. Hai să revenim. Discutăm. Domnul Crețu, vreți să aveți o intervenție? Da, am dedicat un rând. Și după domnul... Vă rog, da, vă rog. Deci haideți să revenim la proiectul de pe ordinea de zi. Avem un parc. Ce suprafață are parcul acesta? Undeva la 220 de metri pătrați. Da? Aș fi îndrăznit să mă uit la proiectul 32-33, care au undeva la 402.000 de metri pătrați fiecare. Da? Pentru acele două terene, unde un privat vrea să construiască un imobil, s-a cerut documentație de urbanism de detalii.
mai trebuie. Am și o întrebare. Ce viziune pot să înțeleg eu din Plopoanș, unde am două pătrățele, 26 de pătrățele, unde spun că sunt niște puncte de alimentație publică, când eu nu rezolv o problemă cu accesul auto în parc, unde avem parcare în parc, pe tot spațiul parcului, avem parcare. Unde pe spațiul parcului avem utilaje verzi. Societatea de Servicii Publice își garează sau depozitează, cum vreți dumneavoastră să spuneți, utilajele pe teritoriul parcului, în afara perimetrului pe care îl rețin. Alte probleme, cred că le știți și dumneavoastră. Haideți să le punem toate pe râuri. Haideți să încercăm, poate, ar fi util să demarăm un concurs de idei pe acest subiect, să participe specialiști, profesioniști în urbanism și din urma acestui concurs să tragem cele mai bune concluzii și soluții pentru acest parc, care nu este al BNB-ului, nu este al PSD-ului, nu este al nimănui, este al nostru. Asta e propunerea. Din cunoștințele mele, Ordinul Arhitecților, Uniunea Arhitecților nu a primit nicio solicitare în a își manifesta un punct de vedere cu privire la această reamenajare, sistematizare, organizare, cum vreți să-i spuneți, de teritoriul atât de important. Este singurul parc, dacă ar fi să luăm în serios, este singurul parc în municipiul Bacău. Restul sunt niște grădini, niște spații verzi. Dar este singurul parc. Haideți să tratăm cu seriozitatea care se impune pentru un asemenea spațiu. Mulțumesc. Domnul primar? Iar o scurtă intervenție, înainte de a da cuvântul doamnei arhitect șef, fac următoarea precizare. Haideți să nu amestecăm iar borcanele. Deci nu este nicio societate de servicii publice care să aibă utilajele în parc. Asta e unul. Pe de altă parte, nu Uniunea Arhitecților a fost aleasă de cetățeni să stea la masa asta și să voteze. Pe de altă parte, de aceea există un arhitect șef al orașului care conduce o direcție de urbanism și are o viziune. În sală văd și pe domnul Celiman, care a avut atâția ani conducerea acestei direcții și a exprimat un punct de vedere și a avut o viziune. Treaba dumnealor, ca specialiști, să spună ce trebuie sau ce nu trebuie. Și repet, aici nu e vorba că care are mai mulți cetățeni, care are mai puțini cetățeni. Și vă rog, haideți să nu intrați în această logică electorală. Și vă spun tuturor acest lucru. Repet, cred că parcul are nevoie de o resistematizare, o regândire a spațiilor și a locurilor de joacă, o intrare, din punctul meu de vedere, într-o deplină legalitate a tuturor chioșcurilor și eliminarea oricărei posibilități de a avea grătare și mici fix în mijlocul parcului. Sau alte asemenea chestiuni. Dar cred că e foarte important să ascultăm și punctul de vedere al doamnei arhitect șef. De aceea se află pe această poziție și cu tot respectul pentru Uniunea Arhitecților sau pentru Ordinul Arhitecților sau câte alte organizații profesionale mai au. Cred că asta este sarcina arhitectului șef al orașului. Așa cum și domnul Celimar a făcut-o, doamna arhitect și-a asumat. Proiectarea n-a făcut-o eu. Nu sunt un arhitect. Eu doar am venit și eu n-am să spun, discutând cu miile sau cu sutele de cetățeni. Dar nevoie de resistematizare a parcului, de așezare, reașezare, ca de criterii se simte în tot orașul. Doamna arhitect, vă rog. Bună ziua. Și câștigarea licitației, cei care vor vrea să-și apăseze, mă doriți să-și apăseze.
avize, le obținut de la mediu, de la DSP și așa mai departe. Aici reglăm, din punct de vedere legal, mult mai multe lucruri. Aspectul estetic și motivația întregului proiect trebuie să a discutat de acum de numărat ori așa, repetat. Dar vă permiteți, este nevoie de o documentație de urbanism pentru Parcul Cancioș. Ca să dați autorizație pentru acele după licitație, se spune că se face licitație. Deci acest proiect de hotărâre se face licitație. Și vin la autorizare, respectivii comercianți. O să dați autorizație fără această documentație de urbanism prevăzută de lege? Planul urbanistic general este o documentație de urbanism. Nu, nu, nu. Legea spune așa. Haideți să vă citesc, că nu știți legea, din păcate, și mă surprind. Documentația de urbanism înseamnă PUD, PUS, PUC. Da, da. Și planul urbanistic general este o documentație de urbanism specifică în articolul respectiv de lege că trebuie neapărat PUD. Da, spune așa. Spune așa, deci. Permit amplasarea de construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde. Și planul urbanistic general nu acoperă întreaga suprafață a spațiului verde? Avem registrul spațiilor verzi cumva? Da. Care este în vigoare, aprobat? Da. Vorbiți de două lucruri distincte, domnul. Vorbiți de două lucruri. Care este conexat? Până acum este conexat. Până acum ați tras-o cu documentația de urbanism, da? Da, bun. Punctuală și va lămuriți, va lămuriți că există punctul care, dar nu e în lege, este definită ca documentație de urbanism. Da, da. Este din răspunsul, v-ați dus la registru. Păi, vorbim de documentație de urbanism, da? Da? Legea prevede că... Nu mai spun de faptul că... Nu mai spun de faptul că... Doamna Arhite, da, poți trebuie astăzi să vă explice în detaliu. E greu, într-adevăr. Înainte de a obține autorizația, se obține un certificat de urbanism. Eu cred că acolo unde sunteți dumneavoastră la training-urile alea, vă explică lucrurile astea. În certificatul de urbanism se trec condițiile. E urbanism. Deci, deocamdată dumneavoastră aici, aprobați concesionarea. Condițiile de îndeplinire vor fi prevăzute în certificatul de urbanism al fiecărui titular al dreptului de concesionare. Acum cred că v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Iar în baza certificatului de urbanism și în baza condițiilor îndeplinite, se va emite autorizația de construcție. Lămurit? Așadar, acum nu vorbim despre o viziune vis-a-vis de sistematizarea parcului, cum a spus domnul primar Nicula, ci vorbim de simpla închiriere a unor... Această închiriere a fost pusă... Nefundamentată, urbanistic. Dumneavoastră ați ridicat o condiție. Condiția este îndeplinită. V-a fost prezentat un proiect. Nici așa nu vă conține. Deci, din punct de vedere al documentației de urbanism, pentru că asta a fost întrebarea dumneavoastră punctuală, această documentație există. Alte... Vă referiți la PUC. Păi este da, cu, da, o documentație de urbanism? Da, dar plus că pentru Parcul Cancioș, așa cum prevede legea, nu există. Și dar nu spune nicăieri în lege că trebuie pus, pus sau pus. Spune o documentație pentru întreaga suprafață. Ok. Întreaga suprafață. Consultați-vă. Parcului este reglementată prin PUC. Haideți să ne consultăm la Agenția pentru Mediu, să vedem ce ne spun. Ați consultat Agenția pentru Mediu? Domnul, sunteți atent la ce spun eu sau... Nu, ați pierdut noțiunea. Sunt mai multe certificatul de urbanism și v-a spus foarte clar, doamna arhitect, în certificatul de urbanism te va solicita, printre alte avize, inclusiv cele de la această agenție. Și va fi îndeplinită. Deci acum ați vrea să ne trimiteți de la o instituție de la alta. Sigur că îi trimitem noi acolo. Domnul secretar, haideți să punem pe masă elementele. La momentul actual, nu avem un registru al spațiilor verzi. Da. Care, din păcate, este amânat de ani de zile. Vă reamintesc. Domnul, acest registru este amânat tocmai ca să ocupăm Parcul Cancioș, de exemplu, cu fel de verde. Tema asta, dumneavoastră, acum, este un proiect de hotărâre care nu are legătură cu registrul. Îl punem în context, domnul Popovici, îl punem în context. Nu putem discuta. O puneți cu de vreți dumneavoastră. Context urbanistic local îl punem. Așa e normal. Ce ne dorim de la acest parc? Nu putem să aprobăm cu ochii închiși niște închirieri doar pentru că
acolo să facem parc de aventură. Domnule Drag, în Pug, acest parc este, are destinație de parc, de spațiu verde. Ați spus perfect. Da? Bun. Și tot legiuitorul spune că ocuparea cu construcție ușoară este necesară cu o documentație cadastrală. Aceasta există? Există în Pug. Că dumneavoastră mă plimbați acum de la registru la agenția de mediu, de la agenția de mediu la documentație de cadastră, vă vârtiți încet precum câinele, știți? Care nu-și prinde coada. Bun. Din punctul meu de vedere, cum să vă spun, impostarea de dumerirea dumneavoastră se va rezolva foarte clar în momentul în care se vor elibera cele certificate de urbanism, care vor reglementa, din punct de vedere urbanistic, toate nedumeririle dumneavoastră și toate condițiile de îndeplinit ale legii. Domnule secretar, ați avea dreptate doar în condițiile în care acest articol nu ar continua să se refere la suprafața parcului. Deci, se referă la suprafața acumulată a acestor obiective care să nu depășească, așa cum spunea domnul primar, 10%, și apoi îți bagă această obligație, legiuitorul, de a avea documentație pentru parc, pentru spațiul verde respectiv. Ia mai citiți. Ia mai în același alineat. Ia mai citiți odată. Mai citiți odată. Hai, vă rog. Mai citiți odată. Deci permite amplasarea de construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața acumulată, deci se referă la aceea suprafață, da? Deci la aceea suprafață se referă. Vreți să vă desenez sau? Ok. Cumulată acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde. Deci se referă la acel spațiu verde. Domnul meu. La acel spațiu verde se referă. Nu mai încercați să o interpretați. Există un principiu. Există un principiu. Nu am încheiat discuția. V-am citat articolul. Sunt suficient de experimentat să vă dați seama. Domnul meu. În lege există un principiu că unde legea nu distinge, noi nu putem distinge. Dacă legiuitorul avea acea intenție pe care dumneavoastră o enunțați, ar fi spus că ar trebui o documentație de tip PUZ sau PUD, cum de altfel în legea 350, specifică foarte clar când este cazul să se facă un PUZ și când este cazul să se facă un PUD. Atâta timp cât legiuitorul s-a referit ca să existe o documentație de urbanism și atâta timp cât această documentație de urbanism există și atâta timp cât condițiile de eliberare sau de emitere a unei documentații de PUD sau de PUZ prevăzute în lege nu se pliază pe exemplu pe care dumneavoastră îmi dați. Îmi pare rău, cu deosebit regret, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Înțeleg asta. Da. Mă bucur că nu spus. Încep. Vă lansez o provocare. Vă dați demisia dacă acest proiect este aprobat și instanța, și instanța anulează hotărârea dumneavoastră. Vă o provocare. Dumneavoastră aveți o acțiune cu demisia mea. Am să-mi dat demisia când am... Nu, pentru domnul primar. Pentru domnul primar. Aveți și pentru domnul primar, știu. În general, când ar fi momentul. Când ar fi momentul. Domnul Crețu, vreau să mai faceți o intervenție. Dar nu mai trebuie dumneavoastră puteți să stabiliți acel lucru. Domnul Crețu, ați dorit să mai faceți o intervenție? Că planul urbanistic general, după cum se durează, este general și trasează prevederi generale. Despre aceste locuri, care sunt 26 la număr, ele nu sunt detaliate. Unde le sunt? Unde sunt? În momentul de față, ele pot fi oriunde în parc. Calitatea de arhitect, îmi dați de dreptate, în momentul în care se emite acel certificat de urbanism, acolo se vor emite toate condițiile de emitere a autorizației construcției. Bun. Și atunci, de ce? Îmi dați dreptate că în legea 350, la PUD și la PUZ, sunt prevăzute foarte clar condițiile în care sunt emise aceste documentații? Am dat dreptate sau nu? Lăsați-mă să vă lăsați. Nu, nu, nu. Dacă trebuie să lămurite domnul Gingheș. Am dreptate sau nu? Da sau nu? Nu. Cum nu? Pudul se emite în anumite situații. Pudul se emite în anumite situații. Există această situație care a fost adusă azi în fața dumneavoastră, intră sub incidența PUD sau PUD? Eu consider că da. Dumneavoastră considerați. Bine, dumneavoastră considerați. Dar în legiuitorul o enumeră? Vă mulțumesc. Nu știu cât de rost. Vă mulțumesc. Vreți să vă desfine? Deci se referă la această suprafață. Aș dori să vorbim pe domnul președinte. Ați făcut ce eu vreau? Ați terminat, domnul. V-aș ruga să-mi spuneți de ce pentru terenul pe care se dorește construirea
unei clădiri care nu depășește prevederile specificate în PUC, de ce pentru acele terenuri se solicită PUD? Pentru că solicită... reglementat accese autopietonale pentru reglementat aspectul arhitectural și ce mai solicită legea de acord. Reglementat prin PUD. Despre ce vorbim în proiectul de astăzi? Nu atinge aceste puncte. Despre închiriere suprafețe dintr-un parc. Doamna arhitect, acele instrucții, accese, acele norme arhitecturale. Aveți voi de acord? Vreți să vă puneți de acord, domnul Vinger, domnul Crețu, unul peste altul. Și domnul Crețu, domnul Crețu, certificatul de urbanism conține toate condițiile? Conține. Mulțumesc. Doamna arhitect, și parcă permiteți, aceste construcții, mai ales că se vorbesc pe șanii de activități, au nevoie de acorduri interogatorul și de alte elemente de genul acesta accesorii. Certificatul de urbanism nu are avize de utilitate. Dar totuși, hai să ne gândim, dacă punem 26 de chioșcuri prin parc, nu spargem tot parcul ca să ne ducem tot felul de rețele până acolo. Domnul Ghingheș, problema asta... Mai aveți întrebări? Nu ne punem. Mai aveți întrebări? Nu ne punem. Vă puneți dumneavoastră. Mai aveți întrebări? Problema, domnule. Problema, domnul Ghingheș. Eu nu mă acest, nu pun această problemă, vreau să vă puneți. A, deci nu vă puneți problema că s-ar putea să spargem parcul pentru că trebuie nu să se spargem niciun parc dacă era să acordăm acele chioșcuri la tot felul de rețete. Dacă ați fi fost disponibil să știți la comisia și la specialitate, domnul Ghingheș, purtam această discuție acolo. Dar dumneavoastră vă că aveți alte. Faceți-vă o prioritate. Consiliul local, training, orice aveți dumneavoastră. Da? Mulțumesc. Vă atacați personal și în linia de la subiect ceea ce spune multe. Domnul viceprimar, vă rog. Da, este o situație destul de delicată. Vreau să vă reamintesc că astăzi cei mai vocali sau în administrația liberală s-a concesionat o bucată din parc. Lucru mult mai grav. Pe o perioadă, dacă îmi amintesc eu bine, de 49 de ani. Și mi-amintesc că era prefect și administrația liberală care și-a permis să concesioneze, nu să închirieze, am atacat în contencios administrativ acea hotărâre de Consiliu Local și n-am fost prefect veșnic, dar la prima instanță am câștigat. Acum ne întâlnim cu un caz de altă natură. Până la urmă, noi, administrația, ne asumăm până la un moment dat. Rolul opoziției, rolul băcăoanelor, e să conteste și chiar să ne penalizeze într-o viitoare candidatură sau într-un viitor mandat. Eu voi vota acest proiect. Dar următorul amendament. Închirierea să fie pe o perioadă care să nu depășească mandatul nostru. Să dăm posibilitatea unei viitoare administrații care e mică probabilitatea să mai fie în această competență, să repare această greșeală dacă este considerată o greșeală administrativă. Adică această închiriere să nu fie pe veșnicie, să ne blesteme și fiii, și nepoții, și toți băcăvații. Și aș propune în acest sens un amendament. Dacă proiectul de hotărâre sunt 5 ani, închirierea să facă pe 5 ani, justificat de faptul că omul investește, vine la licitație, dar în același timp vreau să menționez, în această fază nu ascundem nimic, deopotrivă toți băcăoanii, toți comercianții, toate societățile comerciale pot să vină deschis, este licitație publică. Este licitație publică făcută după legea achizițiilor publice. Deci, o speranță tuturor care vor să, eu știu, să își facă o mică afacere, iubesc parcul, nu să facă un chioșc acolo. Că dacă erau 4 sau 5, mă îndoiam și eu, băi, sunt prea puțin. Dar eu zic la 26, ar satisface mai multe cerințe. Cum am avut și cazul Pieții Centrale,
că și la ora actuală noi stăm numai în piață, în târgu auto și în bazar, sunt aproximativ 20 de spații care, datorită unor opoziții, zic, nejustificate, au rămas neînchiriate. Deci nici la ora actuală nu mai prezintă interes. Mulți cetățeni îți interesați, dar trăiesc cu impresia că o administrație le dă pe alte criterii, cum s-a mai întâmplat anterior. Pe pire, pe relații, pe un dosar, cum făcut, cum caiet de sarcini cu dedicație. Deci, în acest caz, nu văd că am afectat atât de mult parcul, care și eu țin la el, este destul de mare. Și poate ideea, ca să concentrăm pe cât posibil activitățile zgomotoase într-un colț, să lăsăm și alte sectoare fără nimic, unde se poate să citești o carte, bunicul cu nepotul, drăgostiții, nu știu ce mai merg acolo. Deci, aș vrea și vă propun următorul amendament. Închirierea să se facă doar pe perioada mandatului actual, care noi răspundem de fapt de vacă. Ulterior, vine o altă administrație, alți consilieri, alt primar, poate, nu știu, ce vor vrea, ce vor vrea băcăoanii, să aibă posibilitatea ca această, dacă o găsească o nefăcută de-a noastră, să o poată corecta. Ținând cont și de experiența anterioară și de cazul pe care puțin și nu-i ca o măreție a mea, când am, din administrațiile anterioare am contestat cu tot riscul cât am fost prefect. Și târgul auto când se dorea în eu știu, dat la o societate. Și concesionarea unei părți, care e lucru mult mai grav și afectează pe o perioadă mult mai mare Băcăoare. Pe care dacă trecea, doar domnul secretar mai poate rezultatul că atunci eram într-un litigiu de altă natură. Acum stăm amândoi aici, dar atunci eu eram prefectul și dânsul era secretar. Dar mă mândresc eu, am câștigat tot poate ce o să. În primă fază. Că pe urmă n-am mai fost prefect și s-a întâmplat mult în faza a doua, dar pentru mine e și o dovadă că mă interesează parcul principal. Și doresc, deci, un amendament în acest sens. Deci, pe perioada, închirierea sau hotărârea care o luăm astăzi, cu amendamentul, deci pe perioada mandată. Mulțumesc. Nu are mandat 5 ani. Mulțumesc frumos. Înainte de a vota amendamentul, o ultimă intervenție, domnul primar. Stimate domnule viceprimar, domnule doamnă și domnul consilier, domnul viceprimar, problema mea nu este durata. Problema mea este să facă licitație odată pentru totdeauna. Nu cu povestea cu închirierea. Stai așa o mică șuntare a legii, așa o chestiune interpretabilă. Repet, îmi dau seama că deranjez. Îmi dau seama că supăr. Dar trebuie pus odată în ordine. Trebuie așezate lucrurile într-o stare de normalitate. Și dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor, consilier local stabiliți 2 ani, nu am niciun fel de problemă. Dar important este să facă licitații. Să participe toată lumea. Nu unii favorizați se descurcă și sunt mai iuți de picior. Sau au locul ocupat de mult. Știu eu de ce. Aici e problema. Mă scuzați, ce vreți să spuneți? Că sunt persoane acolo juridice care stau ilegal pe suprafața parcului? Că tot încercați să o poliți așa. Deci ce se întâmplă, practic, la nivel juridic acolo? Că nu putem să punem ordine fără a amplasa alte 26 de suprafețe și de construcții. Nu sunt alte, sunt în total. Deci, care este situația juridică? Care este situația juridică a actualelor construcții din parcul Cancicop? Am întrebat asta și prin interpelare depusă la legislatura primăriei, încă n-am primit răspuns. O să primiți răspuns atunci, probabil. Dar totuși, domnul primar a ridicat astăzi această problemă. Și tot vine cu acest argument. Explicați și nouă care este statutul juridic al acelor construcții de astăzi și ați luat măsuri în acest sens. Dacă tot ați făcut, o să primiți scris. Nu scris, domnule, pentru că vorbim acum de o problemă și l-a folosit ca argument pentru aprobarea acestui proiect. Și am mai fi o chestiune.
Sunt cetățeni prezenți astăzi aici. Unii dintre ei au fost menționați că fac propagandă politică sau lucruri de genul ăsta. Le dăm și lor cuvântul? Sau? Procedural nu. Procedural nu, dar practic? Practic, da. Și practic. Știți de ce? Pentru că trebuie să îndeplinească, știți foarte bine, nu? Să îndeplinească ce? Pentru că trebuie să vă schimbați numele din Nichea și Botovei. Pentru că și ăla a făcut 100.000 de reclamații, 100.000 de dosare. Văd că o las pe urmă. Trăiți într-o realitate paralelă, în care încercați să vă convingeți că acest proiect este acceptat de cetățeni. Ceea ce este foarte trist și grav. Domnul Ghingheș, domnul viceprimar, dar trebuie să le formulați un moment. Domnul primar, ați luat măsuri pentru clarificarea situației. Președinte, eu cu Ghingheș a avut dreptul la cuvânt, da? Nu înțeleg, acolo interpelează pe domnul viceprimar, pe domnul primar. Nu, pe domnul primar. Ați tot menționat acest lucru. Vrem și noi să știm care este statutul juridic al actualelor construcții. Ați luat măsuri în acest sens? Repet, din păcate, mă simt nevoie să repet ca o mare stricată. Domnul Ghingheș, ați făcut o interpelare. O să vi se răspundă. Puteți explica domnule Popovici pe scurt? O să vi se răspunde, am spus. Potrivit legii, la interpelări, se răspunde în scris. Atâta timp cât acolo sunt foarte multe poziții, fiecare cu poziția lui, cu reglementarea lui și cu specificul lui. Dați-mi două exemple. Dați-mi două exemple. Ce exemple să vă dau? De ce? Am spus că o să vi se înscris. Punct. Deci nu știți acum. Domnul viceprimar, vă rog. Da. Plecând de la, din experiența pe care o avem, că orice licitație urmează o contestație și să mai duci un termen de un an sau de doi ani, dacă mai ajungi prin contencios administrativ sau dacă te mai judeci, fac următorul deci amendament final. Închirierea să fie pe 2 ani cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale. Și atunci, avem să facem licitația, 2 ani e un termen care pentru un comerciant orientat își poate amortiza și investiția și apoi poate vechea administrație găsește de comun acord prin act adițional să prelungească această închiriere. Okay. Deci, închirierea pe un termen de 2 ani, cu posibilități de prelungire prin act adițional. Mulțumesc. Asta e amendamentul. Mulțumim și noi. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul viceprimar Constantin Scripăț. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă. Se abține cineva? O abținere. Deci 3 voturi pentru. Împotrivă. O abținere. Și 12 voturi pentru. Amendamentul domnului Scripăț nu a fost aprobat. Vă rog, domnul secretar, spună la cum proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 12 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere, proiectul nu a fost aprobat. Domnul Ghingheș. Mulțumim Mișcării Populare pentru conștiință. Eu mă mulțumesc tuturor doamnelor și domnilor Consiliul Local pentru votul dumneavoastră. Eu consider că asta este masa normală de discuții, Consiliul Local, nu înjurăturile și scuipăturile care le fac și în mediul virtual. Mă bucur că s-a purtat această discuție. Eu mi-am făcut datorie. Mulțumim frumos. Supun discuție punctul 24 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de mediu și cheltuieli al societății de servicii publice municipale Batoi sau. Există această legalitate favorabilă în partea de desfavorabil. Doșoara Binerică, doamna Pintilie, domnul Popa, doamna Breacnă, domnul Curiană, domnul Gerasim, domnul Stan, comisia 5 favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, rog pe domnul secretar să pună la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc.
supun discuție punctul 25 al ordinei de zi și îl invit pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind administrarea către realizarea de cum sportiv municipal, spațiul de suprafață de 65,80 metri pătrați, doar în imobilul pe T, numărul 20 din parcurs, strada aleea proiectantului. Ministra de Legalitate, favorabil cu partea dreptei juridice. Doamna Bardașu. Doamna Preasnă. Domnul Curianu. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Comisia și favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Au fost votate fiecare dintre 15 voturi pentru 0, voturi contra, 0 voturi nulă. Mulțumesc frumos! Acum pot trece la votarea vă rog frumos așa, activarea locuri. Să putem proceda. Domnul Crețu, domnul Crețu, vă rog frumos la loc în sală. Să putem proceda la votare. Domnul Daniel, luat buletinele de vot, proiecte și predați-le. Haideți, vă rog frumos, domnilor, ca să le mai avem un semn de oră. Domnul Mădălin, haideți, vă rog frumos, mai avem 10 minute, haideți să terminăm ședința. Haideți. Domnul Mădălin, haideți. Haideți împreună. Domnul Ghingheș, sunteți de acord? Să vă dăm buletinele odată? Da? Am o întrebare. Mai este vreun consilier care nu și-a exercitat dreptul de vot? Nu, nu, bă, ți-a fugit. Da, bă, nu 14, am fost 14 buletin. 14? Da, sunt de acord ca să răspund, dar vreau să se menționeze că votez împotrivă la ambele. Am înțeles, dar mulțumesc. Da, deci, doamnă, treceți. Atâția prezenți, atâția au votat și deci, procedăm să luăm avizele să se facă mundis. Bine. Am rezultatul votului la proiectele de hotărâre. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Fiecare proiect de hotărâre a primit 14 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Vă mulțumim, doamna consiliere. Supun discuție punctul 32 al ordinii de zi și 33. Privind pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la ambele proiecte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, avem la proiectul 32 un impus. Construirea imobilă cu integrativă cu spații comerciale la partizarea Ștefan cel Mare, beneficiar Schimba Invest. Și la punctul 33, doar în parte detaliu, am dormit trebuie construire pe locuințe, spații comerciale, servicii, Sara Costache Negri, V-aș ruga, având în vedere că sunt doi dezvoltatori importanți, să dăm un vot favorabil. Mulțumesc! Luăm avizele, există avizul legalitate pentru proiectele 32 și 33. Domnul Daniel, dați acum două buletine la fiecare 32 și 33. Suntem 14 consiliere, cum s-a da. Vreau să fac referire ca ați avut la mapă. Raportul Camerei de Conturi numărul 476 din 17-a 4-a 2018. Raportul Camerei de Conturi 489 din 19-a 4-a 2018. Raportul Camerei de Conturi 487 din 19-a 4-a 2018. Proiectul numărul 32, domnule președinte de ședință. Da. Nu 14 consilieri prezenți, 14 la sunt procesul al votat.
Rezultatul votului 13, votul pentru, vot contra, 0 voturi nule. La proiectul 33, 14 consilieri prezenți, 14 au votat, 5 voturi pentru, 2 voturi contra, 5 voturi pentru, 7 voturi contra, 2 voturi nule, la fiecare din articole.